Domnul Costel, da. De la dumneavoastră la cai, aici la un bun prieten de al nostru, pe care îl salutăm, împreună cu Selică, îl salutăm, da, pe domnul Radu. Acolo cred că arde becul la mașină. Poate că arde. Bate un pic soarele. Bate, bate. Domnul Radu, da. Ne bucurăm că am ajuns la dumneavoastră. Eu mă bucur că ați venit. Așa, o să ne arătați ceva foarte, foarte frumos și interesant, cum trebuie mult, mult să umbli ca să vezi și locul dumneavoastră e foarte, foarte aproape de noi. Deci cu Nea Costel am făcut câte minute? 25 sau cât? Nici da, nu. Ha? Da. Așa, de-abia așteptăm să vedem ce aveți în grajd și mai așteptăm niște musafiri. Așteptăm, sigur. Mai avem ceva musafiri veniți, dar mai așteptăm să mai vină. Așa. Domnul Stelică. Sper să ne simțim bine, să fie o zi frumoasă. E prima dată când filmează la noi. Și treaba faci. Să treabă bună. Astăzi îmi doresc să facem o retrospectivă a vremurilor bune. Deci, o vremuri bune. Alea au fost adevăratele vremuri. 2007, 2005, 2007, 2010. Alea au fost vremurile. Să pomenim astăzi și de vremurile când am fost haiduc. Adică? 2007, când am luat calul de la Agraria, de la Blenda. Blenda luase de la Radu. Așa? O fost multe, nopți nedormite, nervi, stres, lume, copii tineri, om, minte puțină. Da. Antrenamentele. Antrenamentele pentru care astăzi suntem așa cum suntem. Cum te simți lângă Nea Costel și lângă domnul Radu acum? Mă simt bine de tot. Ha? Mă simt bine de tot și foarte important că suntem prieteni și că relația asta de prietenie a continuat și a rămas aceeași. Puternică de atunci, de 15-20 de ani. Aha. De când ne știm noi. Cum era Agraria odinioară? Agraria a fost... adevărat odinioară și acum... nu știu, n-am mai fost la Agraria, n-am mai scos un cal într-o expoziție de când era Agraria în Mărești. Da. Nu mai poți mare și în afară de Agraria, că sunt, da, expoziții. Da, da, e vorba de Agraria, domnul Costel, vă rog. De Agraria, sunt expoziții și am mai fost la expoziții, dar sunt chestii care mie personal nu-mi convin. Nu pot să arbitra un perșeron cu un frizian, cu un trebuie ardenez, făcute, trebuie făcute categorii. Cu toate la oaltă. Trebuie făcute categorii, într-adevăr, dar, domnul Radu, legat de Agraria, noi vorbim legat de Agraria și legat de exponatele dumneavoastră, al lui Nea Costel, al lui Selică și al celorlalți băieți, cu cai. Și vă mai repet, astea au fost niște festivale, nu au fost arbitrări, au făcut Mihai atunci cu... Domnul Costel, noi vorbim, domnul Costel, noi vorbim, noi vorbim... Astea au fost niște festivalul Berii, festivalul... Domnul Costel, noi vorbim... Zilele Comunei Florești, Zilele Comunei Gilău, alea au fost. Domnul Costel, noi ne supărăm. Domnul Costel, ales calul ăla, ăla le-a picat cu tronc. Domnul Costel, opriți-vă. Noi vorbeam de Agraria acum. Agraria, da. Să dea drumul să vă expunați cai la Agraria. Aia tot. Cristian vrea să sublinieze fost, că la... a fost atunci treaba cu anemia infecțioasă. Da? După aia a venit pesta porcină, da? După aia a venit gripa aviară. 30 de ani se învârte așa și nu vă mai lasă în pace. Limba albastră la om și așa ne-a futut în gură. La om? Da. Cum adică la om? Pe cum? La vită. Da, cum? Nu. Asta niște șmecherii, dar astea umbla de când e pământul. Când, domnul Costel, când e Agraria? De săptămâna viitoare? Din 21, mă tem că. Din 21? 18-21. Așa, 18-21. Eu nu o să mă duc la Agraria, vă zic sincer. Aia zic, Cristinel. Oamenii care vor apărea pe filmare astăzi fac parte din garda veche. Da. Ăștia nu-s niciunul din generația lui gumă de mestecat. Ăștia din garda veche care au avut cai iață și au demonstrat ceva în anii ăia când încă nu erau cai. Acum apar caii peste cai, apar caii. Da. Ce a zis să spuneți, domnul Radu? Da, ozele sunt acasă, caii din nordul Franței. Legat de Agraria, s-ar putea face o chestie extraordinară, pentru că foarte multă lume vine să vadă animale la Agraria, nu tractoare, nu pluguri, nu altceva. Și s-ar putea să, dacă ar dori, s-ar dori să se întâmple chestia asta, să se facă în afară expoziție un stand de cai, o, știu eu, și am face poate chiar noi, crescătorii de cai. Da. Dar nu ne aprobă nimeni chestia asta. Chiar noi ne-am face o hală, că nu-i mare lucru să închiriez un cort, să-l întinzi, băieți, sunt și să vă s-ar puteți... putea face. Aici e standul de perșeron, aici e standul de ardenez, aici e standul de comtoa. De semigreu românesc? Și sigur, da, da. Sigur că da. Semigreu românesc, un cal care aproape dispare de pe... și a fost un cal printre cei mai rezistenți și cei mai buni. La, da.
fără probleme de sănătate, fără probleme de rezistență la tot felul de boli. Majoritatea au fost fără deviații de comportament, ne-am putut folosi de ei. Așa. Da. Apar tot felul de boli noi de care... N-ați auzit. Nici n-ați auzit. Da. Și cam asta e treaba cu agraria. Dar putea să facă cineva ceva și pentru noi, da? Când? Niciodată. Chiar dacă noi batem la ușă și... Trebuie să aveți asociația aia. Eu am făcut o asociație, nu eu, eu, Costel și alții, mulți mai mulți, am făcut acum câți ani? 12 ani, 10 ani, o asociație. Ani, bravo, scoate-o afară de acolo. O asociație, las-o afară. Cu Peter, cu Jackie, cu las-o, scoate parul afară, te rog. Mai mulți crescători din țară ne-am întâlnit la, la Beclean. Beclean, am stabilit, am și ales șefie, am stabilit angalele, am stabilit ce facem, am avut statutul calului greu. În vremea aia se dădea subvenție la cai. Eu am prins subvenția la cai și a fost destul de bună. Practic nu a fost chiar o subvenție. Era ceva bani pentru hrană. Ajutor social. Un ajutor social, vorba lui Costel. Nu a fost bun, erau 450 de lei? De lei la apă și 500 la armăsar. Noi am prins chestia pe asta an, pe an sau pe lună? Pe lună, pe lună. Bă, băiat, pe lună. Bun, erau 450 de lei la apă pe lună. Și 500 la armăsar. Din 30 de cai grei, cred că vreo 15 din grei, nu din semigrei, vreo 15 cred că am avut eu la subvenție. Atunci aveam vreo 30 de cai. Aveam belgian, aveam ardenez, aveam... Nu știu dacă aveam perșelonul încă. Aveai. Aveam, poate. Că... Aveai pe cuadrat. Da. Atunci era momentul când atunci a m-am îndrăgostit eu de perșelon și am rămas numai pe perșelon. Numai pe perșelon sunteți dumneavoastră, da? Da, numai, doar perșelon am. Și încă un lucru care e foarte, foarte, pentru mine e important. În afară de un armăsar pepinier, care eu l-am de la 2 ani și calul are 16 ani, deci 14 ani a fost calul la mine, nu este nici astăzi de vânzare. Așa. Toți caii care o să-i prezint astăzi sunt născuți și crescuți la mine în grajduri. Deci eu n-am cumpărat de la ala să mă dau mare cu calul lui, care l-a crescut francezul, l-a importat el din Franța și m-am trezit peste noapte că cine zic eu că uite ce cal mi-am cumpărat și cam e bine, dar mondialul și mondiala și mondialii. Nu, a mei nu-s caii mondiali, a mei-s caii mei de suflet, care am produs eu. Și pentru mine e cel mai important lucru ăsta. M-am dus, l-am luat pe cuadrat, avea 3 ani calul? 2, 3, așa. Selică l-o, îl dresa, el l-o dresat, eram picioare pe cal în agraria, pe vremurile alea. Du-te, te știți în tot felul de... 2007-2008, atunci nu era nimeni, tot felul de nebunii. Așa vine eu popor să iau cu... A fost printre primii perșeron, cred, sau chiar dacă singur. Nu primul perșeron, armăsar... Când o vișoare copii cealaltă, să-ți dea bani mulți pe el. Foarte mulți bani. Primul armăsar... Și-a venit cu o vestă pe el, cu un cojoc, tătătă spriticat, și avea janta cu bani la el să plătească calul la Radu. Da. Și Radu a zis, domnul Sorin, eu nu fac atât. Nu-i de vânzare calul. Nu vând calul, nu mă mestec. Indiferent câți bani mi-ar fi dat oricine. Nu, nu, nu de aceste spază care banii nu sunt importanți. Părerea mea, mult mai important ca banii, este familia și prietenii. Da. Când ți-i curtea plină și te bucuri de e ok. Da. Aveți dreptate. Apoi... N-am dat calul și m-am hotărât să plec în Franța, am mers cu Marius Chiorean. Prietenul nostru comun, veterinar acolo. El l-a dus și pe cuadrat atunci și să-mi aleg și eu două iepe. Am făcut 7500 de kilometri cu un Nissan Patrol al meu cu remorcă de cai după noi. Da. Și mi-am ales două iepe pe placul meu. O mânză de 2 ani pe care am dat 7000 de euro atunci, foarte mulți bani era. Și încă o iapă care foarte greu am luat-o, o iapă de 9 ani. Și lumea zicea, de ce vrei? Păi știu eu de ce vreau, că genetica vorbește foarte mult. Și felul în care arată, și felul în care se poartă, și așa. Mai multe aspecte. Mai multe aspecte, da. După care am mai luat, a adus Popescu, un doctor de la București, mai mulți, un tir de cai, cred că tot cu Marius Chiorean. Tot cu Marius Chiorean, bineînțeles. Tot așa aleși pe sprinceană. Și unul dintre ei, Hugo. El nu s-a înțeles bine cu angajații și a zis vând cai. Așa, atunci am ajuns să iau 3 armăsari.
de 2 anișori. Cine l-a văzut pe Ugo când l-am adus, a zis, de ce dracu m-ai dat atâția, sau nu atâția bani. Eu nu i-aș da de mâncare ăsta. Ăsta la mine în graj nu e nimic. I-am văzut conformat un pic și felul lui de a fi și am zis, calul ăsta trebuie să iasă cal. Și încă la mine în graj are 16 ani. Este o vorbă că toți armăsarii, tot armăsar ajunge bolnă. Are 16 ani calul. Nu, nu, nu. 15 are numai 7-8 ani. Hai să-l cutăm în gură, care știe la cai. Invers, voi puneți ca la câini ani, mă, omule. Bun, treceți, bă, la fapte. Și așa am ajuns să mă îndrăgostesc să cresc pe șeroni până azi. Am stat la Cluj, m-am mutat la Sumorduc, unde mi-am făcut și un pic de căsuță. Și acum sunt cu ei, seara mă duc, îi pup. Îi scoateți? Îi scot, afară? Da. Ies în fiecare zi care, la mișcare. Cum? Dar nasul, Radu n-are nasul mare, poate să le ieși. Nu, că bate și soarele și un pic ne ăsta. Radu e la nas, da. Și mergem înainte. Din iepele alea am și acum câteva fetițe, am și vândut cai, am vândut mânci mici. La mine un mânz când s-a pătat, a fost 5.000 de euro. Dacă am zis că îl vând, dacă nu, nu-i de vânzare cu, nici cu pepe. Dar cine o luat, probabil că o trebuie să fie mulțumit. Pentru că nu l-a numai unul, că mai venit și alții și o mai luat de mai multe ori. Da. Acum, ce am astăzi, o să vă prezint și o să vă spun. Am 5 armăsari și... De unde se aude muzica asta? De peste val. E ce să ne supere dacă e gratuit? Da. Nu, că atunci... am văzut că oprește muzica la mult. Nu, mă, dar păi, uite-te, nu-l aud pe domnul Radu că cântă muzica lui ăla. Nu e problemă, Radu, nu deranja, lasă lumea să se simtă bine. E o duminică frumoasă, astăzi ai parte de sori, de vreme bună. L-ai speriat. Nu e problemă. Mergem înainte așa cum suntem. Se pot face multe chestii și dacă ar vrea, dar noi avem o problemă în România. Ești foarte invidios și... Ești foarte invidiat când ai ceva bun și competitiv. Doar tu cu tine, nu... Așa e, într-adevăr, că și mie mi-a fost ciudă păstărică că... când o luat-o pe Ceaușasca înaintea mea. Da. Cum, de pe cum înaintea ta, mă, omule lui Dumnezeu? Înaintea mea, da. Pe cum înaintea individualist. Mea, dar tu cu mine, dar nu băga, vrei eu, numai tu să ai ăla să n-aibă, de ce, nu știu de ce. Erai dus undeva, o luam eu, dacă cădeam eu. Cu Corina a fost acolo la Ineu de Arad. Da, domnul Costel. Domnul Costel, și tu, mă scuzați un pic, domnul Radu. Da. Domnul Costel, mie mai tare îmi place Ceaușasca lui Stelica. Am o Ceaușasca. O zis că să le punem lângă la altă. Le punem. Care îți place ție mai tare, al lui domnul Costel sau ăsta? Eu o țipa mea. Fiecare cioră își laudă. Eu o țipa mea, el o țipa lui. Ce zici tu de mine dacă mie îmi place mai tare de a ta decât de al... Adică îmi place și al lui Costel, da? Așa. Mie îmi place mai tare un pic a ta. Mie mi-ar place și a lui să și a mea. Dar a mea se rămâi a mea. Păi faceți, nu, păi de răcei. No, ziceți, domnul Costel, faceți ceva? Da, bă, nu. Cu de ce face? Ha? Am făcut de atâtea ori. No, neagra, nu el, mi-o dat-o. Da, e frumoasă și a lui Costel, e ca o... No, e ca o bombonică. Ne-ai găsit? Încă trăm. Mi spune mie, când trebuie să vii la trăjilă, o vedeai. Nu, lasă că mai vin. Păi da. Nu mă năcăresc. Așa că până nu vor fi și deci azi România... am venit să-l celebrăm, să-l comemorăm, să-l apreciem pe Radu. Da. El e prietenul nostru de atunci, din anii 2000, când s-a inventat cai grei în România. Atunci nu erau încă friziani. Erau finiți friziani în noi? Nu. Opere? Nu era, niciunul, n-avea frizian. Și că nu? Nu. Atunci era moda cu belgienii, atunci luase-i tu de la Roșia Montană calul belgian, da, fără codă, da, stupos păr la picioare, da, maxim. Cal bun. Nu. No. Cal bun, am alea-s luat... vremuri, bă, omule, de mult, Vicky, după o vești. Încă Brenda a zis, du-te, mă, că n-ai curaj. Mi-a plătit-o pe Vicky în fața mea. Zice, lasă când dai tu banii. Și i-a dat, nu știu, 5.000 de euro la... E, dar pentru cu pământurile de la Mărtinești. Alea au fost alte combinații. Alte târguri. Alte combinații. No. Cu Brenda am multe târguri bune și pentru mine și pentru el și pentru toată lumea. Așa e bine, într-un târg să fie mulțumiți amândoi. Toată lumea. Domnul să fie la mijlocul terenului, da, minja. Da. Da. Așa, mi se pare așa. Așa e onest. Și să dai un cal, să fie omul mulțumit. Dacă calul e bolnav, nu da în cazul tău nimănui, lasă-l acolo, sunt abatoare sau are o problemă, spune dacă vrea să-l ia, dacă nu, lasă calul acolo. Pentru că cinstea e mai mare ca orice ban și ca orice chestii. Deci, eu
Niciodată n-am mințit de un cal, că ăsta e calul, domnule, dacă îți place, e bine, dacă nu îți place, iar e bine. Marfaia ta, banul i-am omului și... Dar nu este supărare. Sigur. Omul își zice prețul. Fiecare, na, uite, Costel îi plac caii mici. Sunt foarte frumos. Pentru mine toți caii din lume sunt foarte frumos. Dar un pic am luat mai mari și că eu pot covid. Eu pot covid, am un pic mai mari. Îți scapuri mici. Contreta, nu? No. Nu, frumos, drăguț. Mie-mi plac. Are o mânză Costel care m-am îndrăgostit și eu de ea. Are? Are mai multe, toate sunt frumoase. Una, da. Alta, da. Da. Are o mânză murgă de vreo 2-3 ani, care mi-a plăcut grozav. Da, domnul Radu, o avut domnul Costel și cai mai mari, că am văzut așa printre caii lui? O avut, e pe din 900 de chile și acum le are, cum taur. Am văzut două la el anul trecut. Dar n-am avut pe Brejnev de la Gligor. E mâncat din pod și nu a fost de treabă de nimic. Numai doi. No. La atracțiune. L-am ținut o săptămână și l-am dat la Dumbrava. L-a pus în doi cu mânza mare la cap al lui Dorin, ce-a avut el prima dată, aia cu bostanul de 1 metru. După care e numele. Așa. Nu. După aia e numele. Nu. După aia de la mine e numele, ce-o dat la pădurarul la Zalău. Pe Geta și pe Blenda. Da. De acolo e rămas lui Blenda. Deci Cristi e mult apuse. Când i-o dat pe Blenda, era plină de noroi maxim, ca un porc, Radule, ca un jeep de-asta. Primul cal al tău la Sumurduc, care s-o a fost? Că l-are și-o mărsă acasă. E când ai început tu cu caii? Nu, primul cal, când am început eu cu caii, nu a fost la Sumurduc. Și vă spun și istoria asta, că e foarte simplă și nu e foarte lungă. Rareșul meu avea 7 ani. Acum are 27, e medic ginecolog la Stanca. Așa. Și lui nu i-a trei calculator. Eu au zis, eu vreau mânzi. Și nebunii Claudiu. De la Martinești. De la Martinești. Așa, bă, știu. Ia o mânz, că eu îl țin, eu îi dau de mâncare. Te rog frumos, ia-i la copil. Nu, era drag copilul. I-am luat un mânz. L-am dus acasă, de la un unc de-al meu din Cuzăplat. L-am dus acasă mânzul și era zvârlitor. No. L-am pus și l-am vândut. Ce eu îl vând? Nu tu. Cum să nu-i spun la un că zvâre, mă, omul ăla? Bă, zvâre mânzul, zice, lasă că-l vând eu. Pe când am venit din cursă, făceam tir atunci. L-a vândut. No, mă. M-am dus cu Brenda, zice, știu o mânză murgă în Chileag. Grozavă. La Nedelcu. La Țigani. Și m-am dus cu Brenda, cât e mânza, am făcut târg, am adus mânza acasă. Frumoasă, din calea afară. Mă, zic, atunci l-am cumpărat pe Șoimu imediat. Ba nu pe Șoimu, stai că nu a fost așa. Pe Șoimu cu Sebi, nu, de la Mârza. Cu Sebi, de la Mârza. De la Rădăuț. De la Rădăuț, da. Dar nu pe Șoimu. L-am luat pe sultanul meu, pe ăla, mai de surul ăla. De la Oradea, de la cine? De la Oradea, tă cu Brenda m-am dus. Deci că eram dicaua calul. Da, calul era în grajd în dicaua. Și l-am văzut calul și, nu știu, imediat am făcut târg. Pentru că mie, dacă îmi place ceva, ce să, 100 de lei în sus, în jos, sau 500 de lei, da. Noroc și gata. Am terminat. Eu plecam în curs atunci și am zis, când mă întorc, eram cu capul tractor, cred că, când mă întorc, aduc calul acasă, uite aici, ți-s banii, sau sun pe cineva să vină după cal. Și așa și fost. Am întors și am adus, când l-am scos din graj, l-a zis omul, zice, mă duc de aici să nu văd cum te omoară. Calul legat de picioarele din față, un cal super. Avea o constituție cumită. Atletică, un model de cal ca Ghiuri. Un model de cal ca Ghiuri, să exact, te-l imaginezi. Exact. Cu capul ăla, cu șmecherie, cu... El știe că e frumos calul. Da. L-am scos din graj, zic, de sol de la picioare că-l scot eu. L-am scos din graj, de parcă de când el tot lângă mine a fost, ne-am dus, ne-am urcat în remorcă de... Și n-ați avut probleme? Niciun fel de probleme. L-am adus acasă și am făcut baie cu nevastă mea. L-am spălat ca și pe un copil. Nu aveam chilelele atunci, am sărit pe el călare, nu a fost nimeni pe el în veci. Și m-am dus din Mărtinești până în Tureni și am venit înapoi. Nu până în Tureni, până, cum îi zice la acolo, de... până la Rei. Până așa, dincolo, la Rei, de la... așa, că n-a ieșit pe șosea. Și ăsta a fost încă unul. Bă, mi-a fost drag, am zis, bă, totuși, Ionuț de la Sebiș m-a trimis să văd o iapă piersicie, că mi-ar fi plăcută și are mărza una frumoasă. Sebișul e alba. Ionuț de la Sebișul e alba. Țigară, Ionuț țigară. Ah, Ionuț țigară, da. Sebișul e arad. Da, sunt prieten foarte bun cu el și am fost. Când și... ai cumpărat-o pe Sali de la el? Pe nevăzute. Pe Sali. Și ai dat la schimb ce ai dat la schimb? Un mânz. Un mânz și bani. Multe târguri am făcut și cu el. Bune, bune, bune. Să-i dea Dumnezeu sănătate și la familia lui. Și
M-am dus la Rădău și am văzut mânjii ăștia doi cu romică răcășan m-am dus. Când i-am văzut mânjii, efectiv mi s-au încleștat fălcile. Pe Sebi și pe Șoibu, cu Șoibu apoi un haiduc. De ce vi s-au încleștat? Frumos? Mi-au fost dragi. Mie ca în curp în vene. Am înțeles. Da. Și asta a fost. Am făcut târ și am adus. O venit după aia, treia, domnul de la Reghin. Căpușan. Au venit să-i dau mânjii, să-i dau mânjii. Nu am vrut să-i dau. Între timp am dat o mânză aia roșie undeva la Harghita. Le-a plăcut tare mânza și mi-a plătit-o maxim. Și când un om îți plătește ceva și te-o prins cu târgul, trebuie să dai ca să ai noroc de să aibă și el și tu. Și de acolo a început restul cailor, cum vă spuneam, cu Franța și cu așa. Na. Am vândut ce belgienii îmi plac, sunt ok, parcă nu mă reprezintă. Și atunci mi-e întrebe cai să mă reprezinte. Nu neapărat. Da, da. Nu e adevărat. Uite, eu am avut-o pe Vicky, nu am avut niciodată ariceală. Am avut-o pe Zâna, o iapă care am vândut-o pe nevăzute. Pe vremea aia erau bani de nu se putea mai mult. 12.000 de euro am dat-o la Constantin în Republica Moldova. N-o văzut iapa. Și astăzi mă sună cât e de mulțumit de aia. Am dat-o gestantă. La Dobrovolski? Cred că Dobrovolski. Constantin Dobrovolski, da. O trimis mașina și banii după iapă. I-am dat pedigriu, iapa. Ce o mașină are? Nu știu dacă mai are acum. Radule, trebuie să recunoști că ai prins și vremurile când românii se învățau de-a cai. Da. Încă nu apăruseră cai ăștia moderni. Nu apăruse. Era semigreu nou, căluțul de rând, căluțul cu care ne făceam muncile câmpului, când ai avut udita mai mutanții, 700-800 de kilometri, și la cine scai? La Radu Tonea. Da. În județ la noi nu prea erau cai de atâtea chile și cu așa înălțime în vremuri de alea. Și-o prins boom-ul ăla atunci și atunci lumea a sărit cu banii. Și eu am sărit cu banii. Nu, am mai pus câte un porc în mijlocul mesei, că ai mai pus. Bine, și pun oricând și oricum o să facem una după Paște așa cum trebuie. Cu cecheraș? El nu e nici de pagubă așa, dacă trebuie să fac o face națională, nu să uită la... Nu, nicio treabă. Și să prindem cai, să ne cânte cecherașii, să... Deci, așa. Aia spui, de acolo să tragi. Nu vreau că nimerezi, eu tot întrebe ceva, nu pot să-mi dau seama, mă. Dar n-am zis de băut nimica, mă. Avem numai apă minerală, ne jurnal la popa atunci. Bă, omule, nu mă întrebe ceva. Dar cam așa e treaba, Cristi, cu cai. Deci cam așa a fost o introducere. Apoi, cai mie îmi vin de aici. Aici au stat bunicii mei din partea lui taică-meu. Și taică-meu a crescut aici. Am destul de multe renare, o să zic cât am aici, dar chiar mult, am reușit, am întăbulat și mi-am făcut căsuță aici, pentru că m-am mutat în rai, Cristina. Foarte frumos. M-am mutat în rai. Foarte frumos. Chiar, deci murducul era mic, ești puțin, oamenii ești puțin, ne înțelegem, e bine, te bucuri unul de altul. Îl văd că trece pe drum, hai mă să bei o bere. Hai să bem un șpriț, hai să... Ce faci? Cu ce te ajut? Ce facem? I-am plouă luțărna, hai la greblă? Hai la greblă. Păi și alea trebuie, mă, Radu. Da. Mă sună Florin, nu-mi trimis tractorul să-mi facă baloțe, că ea... Da, nori pe nori. Păi mâine plouă și data e făcut. Cum să nu, stelică? Asta e frumos. Practic, viața este asta. Nu o să ai bani să mânzi singur, să te ascunzi, să te întorci, să-ți mânzi sandwich-ul. De cine ați auzit că s-a întors așa și-o mâncat pe mine? Nu știu, Cristine. De mulți am fost eu. Cristina față de Nea Costel. Am uștit, la cine și-o trebuia și rapid? Eu? Da. Îmi mânc sandwich-o singur? Cam da, foarte rar îmi dădeai. Păi nu văd. Așa ca și cățelul. Dar nu v-am dat o ciocolățică? N-ai văzut cățelul? Nu, ba da, l-am văzut. L-am văzut. Nu v-am dat o ciocolățică astăzi? Da, cu greu. Zicem ni se strică dinții. După ce mai vin nimeni. Cristinel este o chestie mai nouă, vorba lui Costel. Așa. Numai că te pui la masă și ai și tu un mic sau știu eu ce. Costel are o vorbă, ai bani mânci, n-ai bani, nu ți-i foame. Da. Cam asta e treaba. Da. În prima dată o să-mi scot iepele cu mânci. Le punem aici în dreapta la umbră, peste, de la portă la portă, punem o chingă. Și acolo va fi armăsare, să scoatem armăsare. Da.
Și o să, cum zici tu, probabil că o să-i prezentăm pe fiecare în parte. Da. Deocamdată am zis ca să intrăm un pic aici cu Stelica, să tragem noi o geană cu ei la graj. Domnul Radu, îmi place grajul dumneavoastră, e un graj frumos. Lemnul pe jos. Da. Acolo bun, leagă cai! Toți au tendința să se bage acolo, să se bage la umbră cu mașina. Eu nu încep, da. Stelica încep cu prima asta. Lasă-mă să iau eu la rând. Băi, voi trageți ca și câinii la umbră! Radu, părerea mea e să prezentăm prima dată armă sari. Nu, eu știu de ce. Ce cum vrei? Mânjă pe granată? Da, e bine așa cum... Mânjă iepe, scoate-mă. Da. Apară, după aia scoate armă sari. Așa e bun, așa. Dacă prezentai armă sari iepele, după aia mânjă care din care îți... Nu. Puteai vorbi. Vorbim. În fine, am înțeles. După vorbim. Când scoți un armă sari la afară și văd de unde... Ai văzut repede din ea de-a afară de acolo, de la urmă. Mamule, că ca aia acolo. Salut, băieți. Salut, Dorin. Sănătate. Domnul Dorin. Salut, salut. Bine v-am găsit. Da, domnul Dorin. Să trăiești? Ce? O, ce cai frumos. Da, domnul Dorin. Ceau. Domnul Dorin. Care e problema cu vocea ta? Numai un pic. Cu vocea mea? Da, ce ai pățit? Am cântat un pic fără microfon. Când? Vineri la Gilău, la Petre, da, am cântat mă nimic. Ai făcut... Răcit un pic. Ai făcut achiziție frumoasă acolo? Mă, frumoasă. Acum mie îmi place. Pe acum, ce să zic? Aha. Să fim sănătoși. Da. Uite aici la Radu ce suri are, vezi? Aici trebuie să-i dau lui să o pui cu astea. Aha. Ai dat pe șeroană aia? Dorin, ui. Eu vreau să pui ceva și după aia faci după. Cine? Tu. Păi da, viu de acasă flămând. Păi acum se poate întâmpla. Să ne zici, da, aici, eu vin flămând. Hai, mă, mă. La tine aia pe nu trebuie să faci. Corect! Uite, aia, 40 de mari, 23 de apăsat. Stelică, eu dacă aș sta la tăietura turcului, să șed unie tăietura turcului, acolo să-mi și e domeniul meu. Aș face la costă, eu fac atât. Eu persoană de mine zic, dar pe să viu din cea lume la el, la montă, nu-i ușor. Lasă, că îți prea din jivi. Numai așa o zic, tu chiar ai crezut, că nu mai vezi atât. Păi n-am zis că nu viu, mă, dar ce, n-am făcut până la lung? Dar n-am făcut până la lung când o trebuie? Bine! Nu mă, să mă am calță cât am mărit! O, mă! Eu am trebuit chiar experiența asta, tot. Așa m-am învățat. Să am oblis, am oblis. Te-ai slăbit în bani? Nu, da. Știu că te-ai slăbit în bani. Și de ce doar mie? Cât s-ar păsat? Și la iepele, stai, la iepele... Da, mă, dar totuși... Sunt 3 ani, trebuie să-mi dai ei câte 50 de euro. De ce? Dacă vreau să arăt ceva de tine. Cred că acum ne-a montează, ia, pui lucru. Serios, am părere cum. Zic că... Stelica. Ține pe Dorin și pe Stelica. Așa. Zi. Acela avem pe legenda Clujului, pune mâna pe el. Stai, mă, cum e cu legenda. Ii, uite, el, nu-i sosie, ca și cu Ceaușescu, n-are sosie. Numai unul este, nu sunt dublu. Așa, și? Corect? Și? Sunt aici la Radu Tonia, o să facem un film incendiar, ca ce ne-am propus. Da. Am lucrat noroc că Dorin și bea astăzi. Așa. Căci un păhărel. Că-s fără mașină. Că-i fără mașină, da. Și? Și aici cu nănașul lui, dincolo cu metri, tăi suntem neamuri aici între noi. Așa. Da. Tata. Vrem să facem un film frumos, cu bun gust. Așteptăm să scoată Radu cai afară. Să scoată perșeronii. Zic că te bucur că domnul Dorin e între noi, așa-i? Da, prietenul meu e copil. Și? Ai avut multe pățani. Am avut bugăte, ce nu pare? Tăte-s bune și biofobie vine. Stelica vine pe la noi, avea 10-12 ani. Cât avea? Cum au zis că o fel, cu muci la nas. Cum? Cu muci la nas. Era șoldan. Așa a fost. Eu nu te-am văzut cu muci la nas niciodată. Numai Costel te-a văzut. La Costel am foc. Mai micuț optic la Blenda, deja că m-am dus, avea Dacia 1310 Vișinie, da? Volan sport, schimbător sport și tetieră mai înaltă. Eu cu Dacia Vișinie știu pe Blenda. Și te-o dus cu ea? M-o dus! Ei. M-o dus! Cu ele am început, măi, da. Cu ele. Uh-huh. Dar bune, mașin... o lasă, de-ai pasit. Mă, un pic, dar nu era mașină șmeachere în vremea aia. Cine avea? Deschide-am un capota, că nu mai merge mașina și lucră ceva la ea. Dar să văd de aia? Bagă mâna între furtune. Oi, la aia nu mai ridicam capota, scoteam un furtun, un pas, suflam un pic, în ea știam ce se face, mă. No, deschide la una de asta acum, să te văd. Acolo stai plângi în mașină. Nu că eu, Dorin, în toate vremurile, da. Omul potrivit la locul potrivit.
Și au avut și căruță, și mașină, și animale, și tăte pusă la rând. Așa i-a plăcut. Și de ce zici legenda? Păi legenda îi spunem toți, nu numai eu. Toată lumea îi spune pentru că el a făcut fapte, ia lugoanilor. Cum ar fi? Cum ar fi? Achiziții, trăsuri, multe chestii interesante care alții nu le-au putut face. Importante. Nu le facă, nu că nu au putut. N-au vrut? Deci noi chestia asta cu legenda Clujului nu e o caterincă. Păi nu merită tăzua la păcănele și la aparate, cumpărăți un ham frumos, o căruță faină. Bravo, bravo, domnul Dorin, bravo. Da, da. Auzi, Cristi, da. Noi chestia asta cu legenda Clujului o tratăm cu seriozitate, asta nu e o caterincă și nu e un nume în bajocul. Păcat că ajungem într-o situație de nu mai avem posibilitatea, unde să ținem, să ieșim cu caia aici la noi la Clujul ăsta, s-au aglomerat grozav tot. Și... Dacă mai vin colo cât noi cât ghier la vin. Asta e problema, știi? Și am construit multe chestii și am pus suflet pentru ce am făcut, graj, cai, trebuie. Și nu vă puteți îndepărta. Și nu poți și cu ele, pe circulația asta ce poți. Hai că tu sâmbătă, duminica nu e chiar așa grav, știi? Când mai ieși câte ăsta, dar în restul zilelor n-ai ce să ieși cu cai pe stradă. Costel mai are noroc că el stă mai pe deal, pe partea aia altă și acolo nu-i chiar. Da, păi face mai ferit de vânt. Îi face pistă de avion pe acolo, până ridică ea șoseaua ca lumea. Păi de face pistă de avion, îi fructă caii la Costel, de nu mai vezi un cal pe acolo când ai. Păi când am venit, mă, era vacile între blocuri. Am unii. Costel îi lasă și între blocuri, nu-i așa pretențios. Nu vi-e frică că ea să va ca în drum și din alea? Nu, că ea să civilizat. Are indicator la el. Să uită stânga, dreapta și apoi trece. Cine vi-l-a învățat? Cine? Încă o treabă. Și Costel și Dorin, de-a lungul anilor, dacă o putin, o și ajuta. Și cu chestii materiale și cu o vorbă bună, înseamnă mult. No, vezi, așa trebuie să facem tăți, să ne ajutăm unul pe altul și să ne învățăm vorbe bune. Când poți să zici vorbele potrivite la locul potrivit, aia e foarte important. Să nu zicăm bajocură. Că a fost alții care i-ai întrebat și te-a învățat în bajocură. Și atunci te-ai dus la... Păi nu așa poți să merg cu fruntea sus pe oriunde în țara asta și în lumea asta, dacă ai omenie și ai cuvânt, înțelegi? Aia face mai mult ca și banii. Ia-ză că... Du-te la Ionuț, la Săcăda, du-te la Moldova, la Grigore, la tăți care sunt bărbați. Care sunt adevărat și sunt original. La oricine, du-te la Vasile, la Hărândăi, la tăți, la care știu eu mulți, Gruia, tăți, mulți, nu-i enumer acum pe tăți, dar... Să care rămas fără bani sau vrei să cumpere un cal. Ia Stelică, du-te acasă. Ia Dorine, du-te, distrează-te. Ia, dar cu cât faci de ele? Cum? Cu cât poți face așa? Cu cine are omenie faci, Radule? Cu cine are omenie n-ai cum să faci. Sau aici cine ai și-o mâncat omenie? Aici ai problemă. Ce, tu dacă vreau să iau 5 cai de la tine și n-am să ți-i plătesc, nu mi dai? Și ție ți-i dau și la Stelică, și la Costel, și la oricare. Și la Steli n-am nicio treabă. Cum să vezi? Radule. Numai din cu metri nou, numai din albișorul ăsta de lângă ușă. La cât poți lăsa să duce acolo în muntă și să... Dacă vă rugăm, nu scoateți surul ăsta afară aici, să-l aduce. Hai, da, albișorul ăla, duce telefonul. Lasă-i părând, lasă-i părând că am eu... Am înțeles. Am recitat la lui. Am înțeles. Luați-o mai ușor cu spray-ul. Hai să am curaj. Practicați-o cai, mă. Nu băgați gheață multă, că vă doare gheață. Exact. Dar eu puteți v-aș culca aici și mâine să continuăm și batem două săptămâni acum. Mă, în viața mea niciodată nu m-am bucurat când am primit ca atât de mult ca și cât am dat. Când am dat ceva, aia mi-a fost sufletul. Că înseamnă că am putut să dau. Pe cine dă și primește, să nu și primește, da, da. N-a fost un om să mă bucur de cadouri foarte tare. Am fost un om să mă bucur că pot să fac. Foarte bine. Cum ziceai tu, Dorine, să te ție Dumnezeu să mai faci. Dorine, exact. Cum ziceai tu, fratele tău mai mare. Sănătate și bine te-am zis. Să fiți sănătoși cu toți. Să ai noroc de cal și de tot ce ai, să te bucuri. Să trăiești. Mulțumesc că ați venit la mine. Să ai ruscălică. Să trăiești, Cristina. Al câtelea pe al patrulea. Cum v-am zis, dacă un pic vi se scutură genunchii, nu vă mai iau mașină. Da, eu mă lec o ață de balot de mână înainte. Așa. Și te tragi lângă un gard și ai acățat tata de balot acolo în toțavă, da. Și pornești în trombă. Și rămâi jos. Am înțeles. Așa se fac. O stat lângă unul 2 ore jumate lângă un bețivan până s-o trezit ăla să-l dai jos din mașină. Așa că... Legat de o mână de cu ață, da, domnule, acață de gard, era frumos ața asta. Și pornea în trombă și era treaba rezolvată. Păi da. Oricum, cu la mine, am dormit noi aici amândoi și când a fost casa veche. Yeah. Odată. Și bine. Și tu zici că vrei să vinzi căluță, Radule? Nu îl vând căluță. Nu? Vând, am 5 armăsari. 3 trebuie să-i vând. Unul e al lui Rareș, nu-l vând. Și
Care e adunare? Mânzul ăla ce face în iunie. Cel mai crud. Și pe care vinzi din tăștia? În afară de ăsta și de al treilea. Domnul Radu, surul ăsta din față, ăsta, nu-l dați ăsta? Nu. Că ăsta... Ăsta e un moș. Zice că orice armă sar ajunge globă. Dar nu e adevărat. Ăsta e un cal de 16 ani. Alții zic, dacă văd un cal de... Eu mi-am adus iapă de 9 ani din Franța. Am avut 9 ani iapă. Și am zis, numai asta o vreau. Pentru că dacă mi-am ales altceva, zis, asta nu ți-o dau, asta nu ți-o dau, asta nu ți-o dau, dar dă-mi-o pe măsa. Hai totuși că pe asta ți-o dau. Păi mă bel, nu? Da, da. Și atunci, nu-i chiar așa, o să vedem calul afară, să vedem, oare chiar e o bogă? E 16 ani. Acum nu trebuie să fii modest, Radu, calul arată foarte bine. A, sigur că da. Calul arată foarte bine. Și știi ce face foarte mult, Stelică? Calul arată așa de când le-am pus adăpător la cai. Și toți caii mei. Înseamnă pentru că beau apă când doresc. Da. Îngrijitorii sunt îngrijitori. Mai îi dă, mai uită, mai îi dă, mai nu îi dă. Mi-a fost calul în grajdul din jos și am zis, bă, are o problemă calul. Eu am făcut toate analizele, tot ce a fost, e bun. Problema a fost apa. La discreție. La discreție. Apă, apă proaspătă, apă bună. Și atunci e ok. Eu mi-am furat aici 70 de metri adâncime să am apă din... Din inima pământului. Din inima pământului. Bă, să înjie bunicii tăi două ceasuri, s-ar bucura de nepotul lor, știi? Da. Pe bunicul la 50 și nu mai țin minte exact. L-ai pierdut? L-ați pierdut? Nu l-am pierdut, l-o paralizat. A fost 9 cai în graș și 12 vivori. Avea. Da. Păi de acolo ai tu microbul ăsta. Păi eu sunt nepot de-a voinicașului. Eu îți părăte cu maica mea, neam cu maica mea, că e de-a voinicului. Tu ești de-a voinicașului. Ai văzut? Mi-a fost draș că ai și la tata. Tata, o rămas o iapă în sat aici, la cineva, la Roșoaia, o iapă cirlă, o rămas după război. Și s-o perindat, făcea niște mânci de sport frumoși. Tata a avut o mânză de la ea și mergea chemător, cum se mergea mai demult la nunți. Mergea chemător. Călare, cum am fost? Am fost acum, la anul trecut, la Timiș, la o chestie de asta, de chemare. Da. Și a fost chemător în Chinteu și au fost mai mulți de pe mai multe sate. S-au întâlnit la bufet după sau unde s-au fi întâlnit. Și-au făcut un concurs care ajunge primul în Dieu și înapoi la ăsta. Și tata a avut timp să bea și o bere până a ajuns ceilalți cu mânza. I-au fost drași lui, deci să perim de așa. Și... Asta e. Și fiul meu, când are un pic de timp liber, vine, își ia un cal, e călare, este când vine calul primul. Se întâmplă că... Adică mai cade de pe cal? Păi, odată se întâmplă, de fapt, nu, da? Adică o fătat. Acum, dacă fiul tău e medic ginecolog, da. Tu l-ai putea să fii pe un pic de asistență, cât. Nu că eu am fost profesor. În ginecologie? De-a lungul vieții? Corect. Răspuns corect. Apreciem că profesor și asistent mi-a fost domnul doctor. Da, nu vă jucați cu gestia. Asistent principal. Corect. Nu vă jucați cu să fiți căutat. Și plus Mose. Deși Mose și asistent principal. No, asta e situația. O vezi, Cristinele, astea sunt adevăratele amintiri. Da. Din viață. Mă, este... Hai să spun ceva, Stelică. Noi avem o problemă dacă trăim din amintiri. Noi nu suntem tineri, mă, nu putem trăi din amintiri. E, dar nu-i vorba de amintiri, ăsta ne leagă. Da. Domnul Radu, prea multe evenimente, aia e problema. Și atunci, clar că sunt amintiri. Da, și toate sunt frumoase, că noi n-avem nicio ceartă vreodată, niciun păte încolo, nicio... Costel ne mai certă. De ce i-a tot certat pe băieți? Zice, ne lăsăm cu nu pe mulegi. Și unde vii? Unde vii ăstea? Tresele? Bă, că bat ăla. Ne-a costat el omul care gândea, știi? Da. Păi nu? Da. Uite-te ce ciripuri de jimbolii astea, nu o să mai vezi mult. Astea.
Ăstea s-a făcut acum cât? Acum 150 de ani. 150. Da. Acum cum le fac? Să în moaie, când bate un pic. Acum 10 ani. Acum le fac din plastele. Cum e Cristi? În ocolo ăsta și pe vremuri o șezut un gazdă. Și pe vremuri, nu numai mu, și pe vremuri o șezut un gazdă aici. Bine, care cine se ducă tradiția? Mai e parte. Corect. Da. Asta e mare lucru. No, Radule, ne începe, mă? Ne începe. Dă-ți drumul la brațe, ne dăm cu toții și... Hai. Haideți. Haideți. Hai să o facem. Stai să văd unde mi-s băieții. Ce e zis, ce e făcut, ce e tomit. No, voi ce vezi, ce... Hai, băieți, la cai, luați câte un cal, doi, scoateți afară, să vedem ce cai are. Stai, stai, că Radoar are o regie aparte, nu-i așa numai... Da, n-are nimica. El știe ce scoate, cum îi pune, care face, care cum se împarcă. Uite, ai zis că e bătrân ăsta primul, uite ce bătrân e. Acolo, pe cap. Asta ce, e apă? Da. E apă de 6 ani. Vine din surpriză de șaluz, o mânză, o iapă adusă, o mânză de 2 ani care am adus în mânză. Iapă de fântâie. Cam... Ce să zic despre ea? Lasă-l să ligă. Unichii Quadrat, calul de la tine. De la dus Marius, sigur. Domnul Radu, da. Dumneavoastră aici aveți numai perșeron? Numai și numai perșeron. Că eu am mai văzut perșeron, dar parcă un pic mai înalt. Ăsta e model mai mic, un pic de perșeron sau cum? Sunt multe modele de perșeron și mai jos. Am și-o și mai înalt și o să vedem și care e mai înalt. Mânzul ăsta, de exemplu, face în iunie, face un an. Eu nu știu dacă sunt mai înalt la un an. Sau peste 2 luni în an. E mare, bă. Ugo e un cal mai jos, e un perșeron mai jos. Atunci Ugo a vorât un pic ștafeta. Chiar când am luat o perșeron, toată lumea era, bă, nu le-a zis să cui căpăstru. Ugo fiind suru, da? Da, suru, da? Fiind suru, sigur. Iapa e slabă, pentru că o sub mânzul până acum, dacă putem vedea, hai mă. Vrei de pielea la ujă. Nu numai pielea, pielea de lasă. Păi de-aia așa mare mânzul. Curge lapte. Curge lui plin cu lapte încă. E înțărcat de o lună de zile, poate. De-aia... Păi de ce le-ai lăsat de stată sub? Pentru că iapa a avut o problemă, s-o tăiat la picior pe interior, o congestantă. Mi-a tratat-o Cristi Crăcan, iapa e bine, dar au pierdut mânzul, era mic mânzul oricum. Și nu am mai acceptat armăsar. În general, dacă nu le prins la 9 zile, le montez mai greu. Poți să o și legi acolo. Hai! Da. Și încă o treabă, Dorinie, dacă o sub mânzul, s-o și făcut. Mânzul pe dreapta, mânzul pe dreapta. Aici, da, da. Siurche, nu, nu, acolo, prima, da. Zamânzul, ticul de aia. Domnul Costel, mânzul ce culoare va rămâne? Surbatul va face mânzul. Da. No, domnul Dorin, ăla ar trebui gândit să ăsta. Radule. Domnul Dorin, mânzuțul, nu? Cum? Nu v-ar place mânzuțul? Nu. Nici popul. Nu. Și-ați încurcă, dragi. Îmi place, dar eu nu mă ocup cu mânzuțul. Ce l-ai întrebat, Selica? Aldi, nu suri. Selica, mă scuz, ce l-ai întrebat pe domnul Radu? Păi mă, l-am întrebat, că-mi permit, că-i prietenul meu de-o viață. Așa. Are în jița lui popă sau ungur? N-am. N-ai? N-am. Și atunci nu-ți poți și da suri, nu-ți poți și dragi suri. Păi m-am gândit că poate mă fac eu. Ce poți face claritatea asta? Hongai! Ce scoate mai bine? Nu când fain, dar când tare. Da. Noiază o piesă, fă-ne o melodie acum, Radule. Domnul Dorin, da. Încă două, trei pășarele și apoi... Radule, fă-ne o melodie aia. Dacă mă pilesc o dată, scot hărmăsarul la poartă. Să văd. Tății scot. Stai acolo, că stau țin picioare, că mă mai înghiși. Acum scoate un alt mânz din grajd din partea alta. O iapă cu mânz. Am înțeles. Domnul Radu, foarte frumos surul de aici.
Hai, mă, și beci un suc sau ceva. Tăță-ți frumos. Da, da, surul ăsta e... Hai, că sunt pare pe masă, suc... Uite ce format al urechii are, domnul Costel. Uitați-vă ce frumos se vede formatul urechii. Alb pe contur. Uitați-vă. Poți face plăcinte din urechi. Hai, da. Prezentul iau. Care vine din Mabel. Și... De domnul Radu. Da, bă, acolo are o lealea, mă, pe domnul Radu. De când am făcut cu Piterul primele stanțe au fost... Mabel, domnul Radu, Mabel e o localitate? Nu, Mabel e, da. Asta e din vremea cu subvenții? Da, da. Mabel e... numele unei iepe de-a mele. A, așa, că... Ca adusă din Franța, de mine. Că nu știam și ca să elucidăm. Da. Ăla-i măzuie, ei? No, e înaltă asta, mă, că e și semenală. E o măzuță. E înaltă, dar... Este cu talie. No, este cu talie. Nu-i cu talie. Nu-i, nu-i, nu-i așa înaltă, nici asta. Nu-i asta, nu-i asta. Bă, după mine e bună. E bună, dar nu e înaltă. Domnul Radu. Da? Am văzut pe partea stânga iepei. O băgat acum mânzul. Am văzut sigla aia. Da, asta am făcut. Ce înseamnă sigla asta? E o dangadea lui Pitero, de când ne-am făcut noi asociația. Da. Și atunci am dangalizat cândva mânși cu Cristi, nu, Molnar. Cu Cristi Molnar. Molnar, da. Comis. Da. Asta. Da. Și? Ăștia l-ați mânz, nu-i mai faceți? Nu. Nu-i mai dangat. Nu, că nu s-a distrus asociația. S-a distrus asociația și atunci n-am mai făcut nimic. Și trebuie refăcută asociația. Eu am fost vicepreședinte în asociația. Și de ce nu refaceți asociația? Radule, casier cine o fost? Păi ar trebui să fie cu cine? Cum? Casier cine o fost? Aia mă interesează pe mine, casier. Nu știu, cred că Costel. El. Băgați-l pe stelină, casier. Eu am fost cu relațiile internaționale. Eu numai acolo, mă, cu... Păi numai la rupt chitanțe, hoțule, îți place. Și asta e o măzuță fătată în august. Ia pe nu-i gestantă, pentru că la 3 zile după fătare mi-au făcut, cum să răcie zice la boala aia. Cum e ce stelică? Babesioză. Babesioză, exact. Babesia de la căpușe. Exact. Și eu a fost internată, la 9 zile n-am primit și la fel nu s-o... Domnul Radu, n-am mai putut. Îi personalul dumneavoastră e un cal așezat, un cal frumos. Nu, ne place. Mult, mult de un pic iepele ăsta, două goli, goli un pic de carne, pentru că... O să o mânzi. O să o mânzi, da. Și asta, și asta suge mânza, dacă pun capul cum e la ce, să vreau să mă arăt la asta, că... De sub piciorul aici. Ei, de unde acolo? Oh! Îți aduce mosca unia, Rado, și ciuștarul. Poți. Vreau ca să cu lapte? Aștia, eu am mult, nu știu. Ia, uite-te laptele și de la asta. Așa. Deci, acum, notul pe scurtul lui și altele... No, le legăm la țeavă? La da, da. Tot. Gata, pune, pune, pune. Pune mânta, nu, mânta pe margine. Băzuța de vânzare, Radu? Da, schimbat, pune mântul din colosura din... Domnul Radu, băzuța de vânzare? Nu. Nu? Că așa să știi oamenii, nu să te sune pentru mânzuță și tu mânzuță. Da, da, domnul Dorin, mânzuțul din fața la surul. Nici ăla nu e vânzare. Ăla, ăla șmecher. Dar nu are. Cum? Trebuie să-ți facem un evidență, că-s foarte cruzea. Da, da. Nu am să ne parcăm mașinuța acolo, direct în garaj. No, pe la umbră am vrut să ne punem. Nu s-a în cap, nu-i? Da, a fost cu ideea. Și bă, noi la unul ne-am băgat noi, tot eu. A, da, fii atent. Zice, noi dacă, bă, zice aici. Eu, da, dacă era loc de parcare acolo, noi n-aveam loc, nici eu, nici voi. Nu, nu, deci locul era luat de parcare. Păi tu ai venit primul. Nu, nu, Stelica. O venit primul. Stelica și-a vrut să se plăie da. Și el. Sau? Domnul Radu, cine o parca prima dată pe parcarea dumneavoastră acolo unde... Cine, cine a pus prima dată? Stelica. Deci dacă... Ce am fost noi, am fost altrile care am început. Așa, da. Deci dacă era parcarea liberă, noi n-aveam acces. Da. Nici noi, nici voi. Stelica a intrat, dar am zis totuși să lăsăm cai acolo. E bună așa. Și am luat poarta jos să fie ok. Oh, Asta e dificil.
Ioana. Acum care îți dorește? Ioana. Ioana, ți-am gătat creșele. Băieții știu care. Da. Petre, Ioana. Pe Ioana vă cărut pe ea. Da, da. Nu, 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 din capăt. Am vrut să, am ținut armăsarul ăsta să văd ce se face, ce produce. Care armăsar, suru? Nu, ăla din capăt. Ăla din capăt, un negru ăla, sau? E un sur. Tot sur. Ăsta-i mâini din ăla. Da, amândoi. Amândoi, am vrut să văd ce se face. Anul trecut mi-am o taie pe le... Mă înscuiți bani. Este o apă de 5 ani care vine din mamă ei, apa cea neagră de acolo, din Cicea și tatăl ei. Deci, gestantă luna viitoare trebuie să pete, să-ți dea Dumnezeu să-mi pete o mânzuță. Asta mi-a dorit, i-au venit. O vedea cea plină. Și așa cum o vedeți. Tinere, cum te cheamă? Fănel. Domn Fănel. Pune-o pe aici, masă, aici, te rog, lângă masa, să o vadă domnul Costel, că domnul Costel iubește foarte mult caii. Așa, așa, mai aproape un pic, te rog. E bine așa, e bine. Mai, așa, așa, atât. Domnul Costel, așa e că vă place să simțiți caii de aproape. Da, da. Ha? Dorine, nu te pui în live. Nu. Te pui un pic în live, să fii și tu, să nu te vadă. Nu mă bagi acolo, tu ești șeful. Nu mă pui pe stătine. Eu nu am făcut live-uri, niciodată nu fac. Deci, Stelica, nu faci live-uri, așa ai? Nu. Felicitări! O iapă minunată! Și asta, tată, tot în sumur duc. Da. Domnul Stelica. Domnul Fane, puneți-o în voi. Da, da, da. Domnul Stelica, te rog să ne zici câteva detalii despre un calul ăsta. Iapă se prezintă singură. O iapă complectă. Atâta pot să spun că e o iapă complectă. Corp, culoare, vârstă, tot. Până și stăpânul-i pe măsură. Nea Costel. Două iepe dintre astea, sau doi armăsari dintre astea, dacă i-ai pune la dublu, la concurs, ce-ar zice? Ce să zică? Rupe șoseaua. Se poate și rupe, se poate și ptișea pe rude. Depinde dacă... Dacă nu s-a trenat. Pistilele, n-ai pus bine problema. V-am pus bine, cum să nu pun? Sunt învățați toți, păi eu l-am întrebat și domnul Costel o zis. Da, l-am pus doar așa la căruță. I-am mai pus cu Marius, cu prietenul meu și cu Luțu. Acum puteam să zic că... O echipă bună. Asta, de exemplu, mi-ai pus-o și chiar vedea cu ea. Puteam să întreb așa, antrenat. Încă o dată, dar pe șeronii merg, i-ai pus la... Cum o cheamă pe asta? Ioana. Ce numele pui, mă? Ioana, da. Bine, i-am pus că Mariana. Domnul Radu. Domnul Radu. Prima iapă pe care ați legat-o acolo, nu v-am întrebat numele. Bela, și Bela. Mânzu. Deci Bela și la mânz? Ce? Charlie. Așa? Și asta la altă? Asta la altă e Pușa, da? Și cu zâna mânză. Așa. Asta e Ioana și sper să-mi foarte, facă o... E foarte frumoasă Ioana. Și acum Ioana cu ce gestante? Te acolo din cap? Da. 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 Aveți... Pentru că anul trecut mi-am făcut un mânz foarte bun, din păcate l-am pierdut, că o cotat în pășune și a căzut ea la apă, o rupt gardul electric și o tras mânzul apă pe nas. Eu mărs în plămâni și a doua zi mi-a murit. Când l-am scos din apă, nu a fost timpul poate foarte util, el o supt până dimineața și eram la târg la Oșorhei și m-a sunat nevasta mea că a murit mânzul. Lucru care bun. Așteptam. No. Așa, acum am început armăsar. Ce era după? Da. Bag-o în mijloc. Foarte frumos. Îl ajută mare nevoie sau să-ți cunoscă ei? No. Ramii nu se bază. Îți fie pășune liberi. Și să dezleagă armăsar noaptea și mare vreare. Dar și după atâți ani, mă, ai mulți și buni, mă. Mulți și buni. Atâta să pot. Eu așa te-am cunoscut cu cai mulți și buni, dar uite că și amul după 15 ani, atât așa. Și Stelica, încă o dată, un lucru foarte important. Eu nu i-am cumpărat. Ai avut răbdare. Am avut răbdare și am făcut eu cai ăștia. Toată stima pentru cine cumpără cai extraordinar de buni. Și are cunoștințe.
toți negustorii buni, da, și toată stima pentru toată lumea care crește cai și care știe ce se cumpără și că mulți nu știu vieță și nu. Nici eu n-am știut. E, da, domnul Radu, înveți. Înveți. Și dacă înveți pe banii tăi, da, mult mai bine. Da. Că cai mai bine la cap. Că cai sunt scumpi, cum spunea cineva acum recent. Nu, mai băgăm un arbăsar. Când avem, voi aveți pasiune mai scumpă? Un pic. Bine zic, domnul Dorin. Ultimul mânjii. Avem noroc cu crescători așa, că mai avem și noi de unde cumpăra câte un cal. Cum, așa. Cu crescători ca și Radu. Să-l ție Dumnezeu să mai crească, să ne mai vândă și nouă câte un cal doi. Suru pune lângă ăla. Nu, minunat. Așa pune. Da, adevăr. Așa pune. Albul acolo. Realitatea din feric. Ăla mânjii, da. Ia-i cum vrei tu pe mânjii. Asta e un mânz de 3 ani, seamănă cu quadrat. Da? Și prin tehnoc cum e pe un picior. Asta face, luna viitoare face 3 ani, iar cel de acolo face numai la toamnă 3 ani. Hop, hop, hop. Asta e din frate cu iapa sură, și de tată și de mamă. Cu care apă sură, domnul Radu? Cu cea deschisă, mai deschisă. Cu asta din partea din față? Da, da. Și ce ne puteți zice de... El vine din iapa sură, cea deschisă. Care e apă sură? Tot cea deschisă. Iapa deschisă e mânzul ei. Aha, ai tinere. Cum? E mânzul ei. Cum vă numiți? Peter. Domn Peter, uitați aici, vă rog. Tată? Tată? Tată la mânz îi Hugo. Cum îl cheamă pe mânzul de aici? Sultan. Sultan, ăsta nu vine de dat. Ba da. În adusar de dat și ăsta și ăla. Mm-hmm. Cu cine colaborați cu te curățați cai la picioare? Cu Fănel. Bună aia treabă. E vecinul meu, e prietenul da. Meu. Domnul și... Fănel, felicitări. Îți frumos curățime. Conturate rotund. Știe să-și facă treaba foarte bine. Vă așteptăm și pe la noi. Așa? Domnul Fănel, au băieți ăștia mulți cai? Îl știți pe domn Costel, cu mulți cai. Da. Și domnul Radu, ce ne puteți spune despre el? Sper că face 3 anișori, un cal care va ieși foarte înalt. Da. Bunicul lui a fost quadrat și îl moștenește foarte bine, foarte bine. Da. Acel cal vestit. Care, practic, calul ăla m-a făcut pe mine cunoscut în lumea cai. Și cum îl cheamă pe cal? Sultan îi ziceam eu, dar el în pașaport era quadrat. Poate mulțumesc lui Ana din Florei. La Blenda. La Blenda trebuie să-i mulțumesc că a vrut să mi-l dea. Domn Petre, hai te rog cu turul mic aici. Se pare bine că ții soiul de cai de la... Da. De la quadrat, de la rosară, la bun. Da. Așa. Îmi aduc aminte că în urmă nu făceam film, am ajuns la domnul Dorin. Vezi pe ăla ce-i lângă el, înțelegi? Mai scurt că iată l-o pișcat pe ăsta de ție. Și venise ceva tineri. Venise de ceva tineri pe la dânsul să monteze ceva iepe. Avea atunci un sur. Mi-aduc aminte așa la vreo 5 metri de mine, l-ai dat așa prin față, numai să scuturat pământul. Avea un sur puternic. Surul de la domnul Căpușan, Dumnezeu să-l ia. No, ăla, un sur puternic de viață. Mircea. Domnul Costel, ce ziceți de armăsărușul ăsta? Chiar creața sunt de pe ăla. Ce culoare, nu mai vorbi. Pe care l-am mânz? Da. Lasă-l aici, Petre, un pic. Mai lasă-l un pic. Pune-l așa un pic, te rog, așa să se vadă. Ăla-i. Uite-te aici. Dacă tot îți de vânzare, care îți de vânzare? Uite-te aici un cal. Nu ai putea să spui și niște prețuri? Nu are rost. N-are rost. Nu știu să spun prețuri. Domnul Radu. Lumea știe că cât îți cai astăzi. Domnul Radu. Prețul calului se face aici. La fața locului. La fața locului. Vin comentariile cu tractoarele. Poate că dacă și mai vrei ceva, poate bateți ceva părgiul altă astăzi. Măcar voi între voi, dacă cu mine nu. Că am auzit că îți place lângă Ceaușasca ce are Costel și abia aștept să văd o pereche de iepe. Așa. Și poate că așa ar fi frumos, nu? Putem face tot felul. Nu neapărat eu. O, mă! Nu trebuie să pun.
E ok, nu trebuie să puști, e ok. Bun. Hola, capo, Paolo. Împinge-l mai încolo, că dincolo vine celălalt. Da. Uite, domn Costel, cum se face. Ce n-a scos de apă afară. Uite, domn Costel. Domnul Costel, uitați-vă. Îi la fix. Fără să te uiți la monitor, îi la fix. Da, tu vezi după curbă. Ce e curbă? Uite, uite. Uite. Da. Chiar că s-a mână bine statutat. Ăla trăie ultimul, da? Bine și așa. Asta e un armăsar de 16 ani. Un cal bărbat. Să mai trăiască încă 16 ani. Domnul Radu, un cal bărbat. Nu știu, frumos. Du-l un pitrap încolo că tăi. Ii. Bun. Ăla-i. Are un trap vioi, nu? Da, e un cal foarte. Dar trebuie să-mi-l dai mie să-l pui la trăsură, să duce mirosele. Dar să-l dau. Domnul Dorin. Da. Am fost la un eveniment cu tine și mireasa ți-a cerut un cal negru și un cal sur. Așa o fă? Da, da. Haide, tati. Ca și cum ar fi mire și mireasă, știi? Așa. Hai să arce l-o, da. Nu știu cât a rezistat la drum. Rezistă la drum. Are... Gata. Nu, lasă-l. Faza e în felul următor. Dacă îl agităm pe ăsta, să agită el la gard. Domnul Costel, ce ne puteți zice de calul de față? Calul? Dumneavoastră ați văzut mulți cali la viața dumneavoastră. Un cal frumos. Ce vă place la calul ăsta în mod deosebit? Lungimea. Deci un cal lung, un cal înalt. Uitați. Gât cal cu greabă. Așa, gât frumos, proporționat cu cap, cu tot ce trebuie să ai. Da. Un cal gros, nu-i subțire pe picioare. Are un pic de... am făcut un film și am zis că are un pic de tentă. Păi face, bă, are mult, mă, nu un pic de tentă. De păr la picioare. El... Domnul Radu. La cum am mai tot umblat eu pentru o parte și pentru alta, tot îmi arătau ăștia că au dolarul la gât, dar la un moment dat mi-a zis cineva că dolarul ăla la gât. E numai de pe regiune, nu știu cum. Nu, toți perșeronii. Așa. Franțuzești care sunt prinși în societatea hipică franțuzească. Da. Au dolarul pe gât și el ăla are dolar. Am înțeles. Fane, poți să-l aduc să vedem dolarul, te rog. Dar ce să-l vedem? Nu mai dăm coloan într-o parte acolo, ce s-a adus? Dă-i. Asta am vrut să-l vadă gândea cum se mai aproape. E stânga sau pe dreapta? Domn Costel. Uite. Îl vezi de la? Mai aproape. Mai aproape. Hai cu calul. Hai că... noi avem răbdare. Hop. Hai că stai. Nu, aici vii. Stai. Stai să nu se întoarcă, să rupă masa. Aici stai. Vezi dolar? Nu. Toți pe șerul. Ai văzut dolar? Nu. Uite aici. Sub acolo la ureche. Unde e mână? Unde e mână? Așa. Da, eu zoom. Mai aproape. Ăla e dolar. Urmă cu așa. Bun. Deci singurul cal... Care l-aveți cu... Care l-aveți cu dolarul. Eu l-am adus din Franța, dar l-am luat când la... Domn Fane. Asta vă spuneam că... Domnul Fane. Da? Când l-am adus, au zis... Mulți băieți, păi eu nu dau de mâncare la așa ceva. E, da, era negru când l-ați adus dumneavoastră, da, așa, ai? Da. Era ca și ăla de la porte. Era ca și care era? Ca și care era? Ca și ăla dinăuntru. Ca și primul. Ca și ăla de la... Mai negru fost. Da. Mai negru, dar tot așa poziția aia. Da. Tot așa poziția aia. Da. Era un pic... Bine, nu avea piept deloc la 2 păi ani. Păi de-aia zic, dar lungimea... Perseronul, să ne înțelegem, Cristi, Perseronul își dă drumul după 4 ani. Așa. Ascultă-mă. Da. Și nimeni nu mă poate controla. Când o zis, te rog că până la 7 ani să te schimbă... Să te schimbă, da. Râs. Eu n-am râs. Cine a râs? Toată lumea și-a comentat. Care toată lumea? Păi n-ai văzut ce de comentarii erau pe Google. No, păi acum mai dă lumea comentarii, că nu tot se pricep la cai. Peter, când s-a luat primele două iepe, au fost două iepe de la Bede. M-am dus eu să le iau și au zis, bă, Radu, nu ți le mai dau ție, că m-am hotărât și... M-am dus cu remarca după ele, mă înțelesesem cu Bede și au zis, nu, ei sunt prieteni foarte buni, sau eu, nu mai știu. Așa. Relația lor sau mai există Bede sau nu, că știu că au avut ceva probleme.
și nu mai vreau să mi le dau. Dar zic, mă, dacă ai mie spânzura și sunați, de ce nu vrei? Că te ești altfel de care. Aici, domn Fane. Păi zice, hai să fuzionăm un pic să vedem ce aici. No, exact una din iepele alea e mama lui Eclipse. Ce l-ai cerut tu. Am înțeles. S-au fost două sure albiceoase. Așa, așa, așa. No, una din iepele alea e mama lui Eclipse. Da. Asta produce, este un cal care produce gris foncé, cu zic francezii. Surul ăla închis și după aia rămâne ăsta, dacă vezi, la 16 ani în care sur pe cur. Are tentă, da. Domnul Radu, cum se menține tenta asta de culoare? Cât de mult? Păi eu nu știu, iepele mele, uite ce, și mânza aia au crescut, aia sură închisă de 5 ani. Da. Au crescut în pășune, asta la altă au crescut în afară. Deci, eu nu țin... Numai genetică-i treaba, nu genetică, e altceva. Genetică, sigur. Da, și nu-i cu alimentația selică. Dar ce să le dai? Alimentație. Cerneală să dai? Da. Sau ce cu alimentația a fost mințul un an, doi. Da. Un an, doi minți cu alimentația și după aia eu... Cum, nu știu, auzeam că unii prăjesc... Secară, da, exact. Ăsta le știam stelică noi de acum nu știu câți ani. Când ne-am făcut doctoratele. Doctorat. Da, domnul Radu, am văzut pe net ceva poze și stătea cu ăla. Și dădea așa roatele. Cu carioca făceam medie pe el? Da. Să ne înțelegem, sunt mulți crescători care ei nu au avut niciodată cal cu picior alb sau cu... Ăsta, tot timpul al lor au fost negri. Cât au fost la ei, după ce au fost la alții s-au schimbat figura. Culoarea. Da, poți păți, nu, ce să zici. Bun. Nu cumva l-ați făcut și dumneavoastră pe ăsta alb și el negru. Nu, acum m-am hotărât și îl vopsesc ca și se fac alb cu negru. Eee, nu lăsa. Vezi că n-ai sub barbă. N-are ce căuta cal acolo. Dă-i cu biciu. Pune-i sub barbă lanțul, bă. Dar ce faci? Nu-ți rușine. Ce faci? Are, pe apă și te smâlim. Trebuie la locul tău. Hai, ca. La locul tău. Nu-i bine că am făcut acolo, dar am făcut ăsta când eram mici de 2 ani și după aia s-a răs bine, domnul Ștubor. Asta-i e cu suruțul ăsta mare? Cu ăsta, da. Da, ce nu-ți-o mai dacă mă gândesc să-l țin de armă, sar. Stă bine și poți fie cealaltă. Câte când cum? Stă bine și poți fie cealaltă. Calu? Bun. No, mai aducem un fiu de el, nu? Da. Domnul Radu, da. La cum bine am văzut, armăsarul foarte cu minte, da. l-ați putut struni foarte ușor. Da. Treabă faină. Sigur. Galbin cu coma albă, Radu, nu o să mai venim la tine, galbin cu coma albă, cum aveai odată. Da, am avut și comptoar bune. Când ai luat-o pe sali de la țigara de s-o stăcat întrerupătorul la poiată, ți-ai minte? Din ce cauză s-o? Din ce cauză? Memorie ai? Dar din ce cauză s-o... Nu știu ce s-a întâmplat când o scos iapa, s-o stăca becul la poiată, nu mai mă să te rupă tu. Păi a avut cabluri rebăgate pe dedesubt? Pe nu știu! Sali a fost o iapă de izvin, cu ștanță pe ea. Urechile un pic erau... Urechile un pic nu stăteau ca la frezie, dar... Aveam atunci o aduceai arbă, că era o crâșmă la Mihai și cică de acolo e mai bună iarba, mergea până acolo. Așa. Se îmbăta rupt. Prima dată umplea căruța cu iarbă și se culca în căruță. Și iapa, la Sunt Paul, era atentă să nu vină mașină din spate și după aceea trecea drumul și le aducea acasă. Deci era atentă să nu... Da. La 17 ani mi-o făcut. Opa. Asta este un armăsar de 6 ani. Da. Cum 6 ani, măi, Radu? Că ăsta după culoare numai 3 are. Pe la Costel Potea, nu-i jumate. E bai, că e ca încăpot și urechios. Perseronii, în general, sunt cai cu capuri mai mari și mai urechios, cu antene. Dar am avut grijă să fac o linie să nu fie chiar... Cu urechile mari și capete mari. Acum, normal, la un cal de o tonă nu poate să aibă un cap cât un frizian sau cât un comptoar. Și comptoarele, probabil. Stelică! Da! Ce ne poți spune de calul de față? Midractare. De ce? De culoarea mea preferată. Spune tu ce semn de și că are o constituție atletică și că
are un temperament bun. Așa. Nu are deviații de comportament. Ce înseamnă temperament bun? Nici nu moale, nici nu iute. Am înțeles. Între ele. Deci între ele. Un cal atent, un cal finuț. Copiche bun e 4. Da. O, cicule. Culoare surche. Sau gri fonse. Și pe ăsta l-a scut la Hamradu, știi? De ham, da, mere. Da, da, mere. L-a prins cu pusa în doi. Și singur l-am prins. Marius e tăticul lor. Marius. No, despre Marius pot să spun un lucru. Marius, Marius care e? Care e Marius? Marius Petruș. Așa, domn Marius, vă salutăm. Și noi. El a avut cai. Da. Din anumite motive care nu sunt importante, nu mai are. Au avut cai de sport și cu siguranță în cel mai scurt timp vom filma și la el. Bun, de-abia aștept să vedem cai. Vin cai înapoi. Și dacă sunt sportivi. Și dacă sunt sportivi. Cu siguranță vin apoi. 100%. Deci nu ne plac și cai sport. Dacă ați putea să face rost de un andaluz? Da. Sau... Cu siguranță să aibă mai mulți cai și graj și tot ce trebuie. Așa făcut cum trebuie, negru. Acum, în urma filmul ăsta, Radu, multă lume o să-și doresc să monteze cu armă sanitări. Tu faci și montă publică? Dacă vine cu apa la mine, fac publică. Da, eu să mă deplasez, nu-mi permite... Nu ai timp, nu ai nervi, nu ai... Da. De stagiul ăla. De stagiul ăla, da. Mi-a plăcut și mie, am știi bine, nu? Da. Plat, am avut armăsari bune, am montat cu ei. Dar prefer să montez iepele mele, să atâtea boli, cu un prieten, dacă vine, cu tău drag. Îi face. Bun. Cu mine, nu se bat între ei în graș, să dezleagă un armăsar. N-am nicio treabă că să ne norocesc, că o fi... Lasă-l, că nu face nimic. N-are ce să facă. Nu înțeleg, care e faza cu originalitatea? Aici la Radu, la Radu i-ar fi plăcut să fie o filmare mai incendiară. Adică? Am eu. Adică, Selică. La Radu îmi plăcea să faci o filmare mai incendiară, dar eu îmi doresc să fie o filmare serioasă la el aici. Păi serioasă, da. Să ne dăm drumul la brațe și să sărim pe părinte. Pune! No. A, și tu e la rând acum, Stelica, e la rând, alegeți că după ai un... Eu nu ne aleg, Dorin. Te rog frumos, alegeți. Eu nu ne aleg, nu. Unde ți-o, Dorin? Tu îți alegi primul. Unde ți-o pară? Uite aici. Eu sunt, tu știi bine, eu nu cumpăr numai de la tine. Nu-i vai, de la mine... Eu nu cumpăr numai de la tine, că tu mai cumpăr mie, hai, nu. Adică, exact. Cum adică te-a făcut Aiduc? Să fie cu noroc. Cum adică te-a făcut Aiduc? Nu înțeleg. Adică. Mă, Radu Tonea a făcut un schimb cu ei, cu belgeane, cu șoimul. Nu am făcut schimb, eu pe Vanland. Nu e adevărat, ai schimbat cu șoimul cu Vicky. Nu. Pe Vanland. Da, te-am învățat, meserie sau nu? Învățat. Pe Vanland, no. Da. Deci, pe unde... Cu Vicky atunci, Serica, pe unde te întâlnești cu domnul Dorin? Da. Cinste, omenie. Așa, da. A? Și da. Când au luat calul de la el în prima zi, vezi că nu vezi. Când am luat calul în prima zi de expoziție de la el. Așa. Că pot ținea cale la el. Cât timp? Când duminică n-am mai făcut neapă. Duminică n-am mai făcut preiect. Face doară. Doară. A, da, păi omul și-o luat alt cal și-o trebuie să-l bage loc. Nu? Sau, cum s-a întâmplat? Din cramă. Cum s-a întâmplat? Radu se zice, la mine e bine calul, poate să stai liniștit că era mai aproape. Nu că la tine, mă, că era la Cluj.
Și au zis Blenda Duminie că face stelic. Nu, că am zis eu treaba. E vară, e vară, că e a tău, e 20 mai. E a tău, e a gheață. Că așa văd înțelegerea, până în 20 mai. Și Radu zis, Radu zis stelic că ia cine morca. Îți văd și calul cum vrei tu și stau și cum vrei. Ia cine morca mașina, duc să-l unde știi. Eu te ajut cu transport, o zis Radu, te ajut, dar tu știi unde îl duci. Și ce ai făcut? Și m-a făcut, hai duc din momentul ăla pe loc. Călare și din alea. Da, 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 omul și cal. O lună de zile am fost, hai duc. Și după aia l-am vândut calul ăla din la Brașov. Ce? S-a început facultatea în toamnă, 1 octombrie, o trebuie vândut calul, n-am avut ce să fac. Da, da, ți-ai umplut buzunarele de ei. Am făcut, iată. O fă bine. Da, la munte, da. Mutați de nimic atunci, ia. O fă hai duci, o fă bine, o fă treabă bună, l-am tăpă mâini pe Blenda și la mor și la gi. L-am tăpă și la mor și la gi. Da, și atunci a fost primul cal. Vai, 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 ce-au avut. 2005-2006, hai du. Așa. Ia din blog. Așa. Dar dacă nu știi ce vezi, dacă ai. Da, dar ești pic la chestie, l-ai luat cu banii jos sau cum l-ai luat? Mă, l-a luat cum s-o putut. El suna pe Stelică, Stelică, zice, dă-mi, dă-mi adresa, dă-mi adresa să-ți pui banii, ce fac cum ceva. Era un băiat când a fost să cum era. Dar secunde, zice, ăsta la mare. Acum și el era la Costel pe deal. În cucuruz. La un pădure. Dorine, am avut și cu tine sau nu? Nu ai avut. Dar tu ce povestea vezi? Bă, nu a rămas niciodată niciun lucru. Felic, de-ar fi dăs ca tine așa de bun plătitor și de cuvânt, ar fi bine lumea asta. Dar nu-i poveste de aia. Da, eu te-am pomenit mult pe tine, bă, și la zi și la morți. Vai, în vara aia, numai tăcut Blenda în urmă. Da, dar au fost frumos. Mergea călare. De ce, de ce au fost? De ce au fost frumos? Păi de ce? Păi dar el a umblat în turnee, mă, pe tăte satele, da? Așa și-au găsit și muiere de sonsura, cu calul ăla. Am înțeles. Ia pomenit. Omă la muntă pe satele alea acolo și... Ia... Și calul. O monta și el un pic. Auzi, ia pomenit o zoaie astăzi de pasta pe Trini. Eu cu dea m-am dat atunci. Deci după o săptămână de mărți călare forțat. Ai fost, ai fost apărit? Ai fost apărit? Mă, Dorine! Mă, Dorine! Tu vezi, mă, că dă pe calcare! Mă, dar nu-i gheris, mă, nu-i gheris! Seli, ia sticla aia goală din fața lui Dorin, te rog. M-am dat cu ce-am putut, că nu găseai pe Trini, mă, m-am dat cu un soare de porc. Adică? M-am dat cu ce-o fost. Stai, mă! Bine, cum ți-o intrat ceva? Nu! Deci ei au fost protagoniștii și din șutul lor în fund am avut un pas mare în față. Ai văzut? Da. No, asta e viața și treaba. Deci nu-ți luai atunci cal, nu mai luai nici în ziua de astăzi. Păi nu era. Serios, că ăla, ăla a uitat microbul tine atunci. Ai văzut? Eu pus și drag venea la mine și să te cânta, să vadă, să răspadă. Eu știam calul, eu știam calul de la Radu de aici. Da. Adevărul că ție la prima figură trebuia să-ți dăm un bogulez de la titlul. N-ai luat pe el cu bufla cu astea pătii. Nu să-ți dăm așa cal frumos. Atunci am adus doi. Un bogulez cu tine, să te înveți cu caii. Deci ați dat cal frumos, nu? La Stelică. Păi din prima am luat marful de marful. Un ardenez adevărat, deci nu prea era. N-ai poză cu Stelică? Am acasă când vii la mine țară. Îmi arăți? Da, cum? Bine. Și oare tu ai scos remorca aia cu el de aici din spate, era la genunchi, țineam eu până atunci acolo, sau cine? Nu, nu, nu. Dar cine oare, Pânel, crezi? Trăgea bine calul, mereu vine. Da, trăgea, trăgea. Da, în fine. Radule, tu n-ai voie numai o filmare pe față. De ce? De asta incendiară pe an, să cheme aici oamenii tăi, prechinii tăi din vechiul, din vechea gardă. Din vechea gardă, că tu, Dorine, tu ești craiul munților Apuseni, mă, și a Clujului. Bă, să fim sănătoși. Nu, Radule? Până păi suntem sănătoși, fain e să cum? Când ajungem la bătrâneță, să n-avem ce povesti. Exact. Stăm ca buducii. Exact. În... Mă, fetele ți-ți mărișoare, fetele ți-ți mărișoare, ți-ți mărișoare, fătucăle tale. Da. Când încep să umble pe la discotecă, să-mi spui, să-i amuți pe ficiorii. Hai, băi, să... vezi că tu trebuie să te pui bine pe lângă mine cu doi ficiori. Eu n-am ce, băi, tu trebuie să te pui. Tu! Tu trebuie să te pui. Nu eu. Eu? Tu trebuie să-ți cumperi un pic de pușcă, să-ți faci un pic de permis de portarmă. Că tu ai fete, tu trebuie să cozi de ele. Eu am ei, e puroi. Îmi place de atât cât vigilează. La mine treaba e bună, Radule, nu? Așa da, băieți, puroi, gladiatori. Cum? Gladiatori. Ai văzut când îi trimite Stelică, pac, pac, dar șamele, stai din jingă și fetele știu cu caii. Când încep și umblă pe la discotecă, fetele sunt. Lasă, vezi când vine Stică, Cristi, dar nu știu ce are, nu mai vrea să vie să filmeze. Ba, cum să nu vreau? Nu știu că nu m-a invitat. Ce face? Din câte vedem și nu vrea să vie, nu știu. Ba da, Stelică, trebuie cu tine, vreau să merg la Dorin. Păi ne duce, mă, dar dacă cu tine și cu filmarea lui Stelică. Și pe el nu pune. Da, duci și ficiorii acolo. Adică, stai, ce ai vrut să spui cu asta? Ce ai vrut să spui? M-a făcut un film memorabil, a făcut un film de Oscar. Am făcut. Care tu ai vrut să-l pui în seara de anul nou de revenire. Așa am vrut să, așa am vrut. O comedie de-a drept. Și nu vrut să o pui sus. Păi spune de ce.
Le spun eu de ce, pentru că în momentul ăla nu se mai uita nimeni la Revelioane și la... Așa. S-a uitat la filmul ăsta. Da, așa e. Într-adevăr, a fost un film nou așa, nu pot. Domnul Radu. Tu lipsai din filmul ăla, Radu. Domnul Radu, dacă ar fi, filmul este. Dacă ar fi... să punem la Revelion acum 2024-2025, să punem filmul lui domnul Dorin. Ăștia nu se mai uită la Revelioanele de pe televiziune, se uită numai la noi. Deci vreau să zic că nici Florin Piersic n-are așa film șmecher cum are Dorin acum. De Florin Piersic nu vorbim noi cu cai, că noi suntem micuți. Eu pe domnul Florin Piersic, Dumnezeu să-l ție încă mult și bine, așa. Că s-a inaugurat cinematograful Republica. Așa. Am dus un cal acolo, sunt cacălare, am venit acolo cu... E, dar te-o sunat din cine ai venit la rupia și ai făcut în casări în ceaia zi? Păi am vândut calul, într-adevăr. Cine l-a sunat? L-a sunat inginerul de la Rupia? Pe cine putea să cumpere în afară de domnul inginer calul ăla care l-a călărit domnul Florin? Și nu cu puțin bani, nu? Cum? Nu cu puțin bani. O să-ți domnul inginer... Pe Vulcan au fost... Cum? Puțin. Cum? O să-ți domnul inginer calul care l-a dus pe Florin Piersic, te rog, să-mi apară acasă în 24 de ore. O zis așa? Dar nu trebuie lăsa singur. Acum, domnul inginer... Avea pereche la cal, domnul inginer. Nu știu care e primul. Da. La Vulcan, asta dorește okay. Dorinie să facem o filmare frumoasă acolo la tine. Da, să luăm pe Neacostel și pe tine, să te duci. Adăugi mereu... și ficiorașii, mă. Da, cum să nu? Și să am ia la mine o mare jocă, fain, cu una de-a ta să joace cu o fătucă acolo. Joacă, a mea, nu te teme, stai liniștit. Da, rade. Ce arunii avele și... E gata, răpăguș. Păi eu zic că copiii sunt averea noastră. Vito, și pentru ei, pentru ei. Cea mai mare avere e familia, în primul rând, și după aia... Prietenii și casa plină. Și să ne dea Dumnezeu cât de mulți copii și nepoți, că la ginecologie neamuri avem și prieteni și relații bune. Eu nu mai am cai deloc, că am ei, fetele am eu luată. Fiecare cu nume are cai ei, fiecare du-te. Cai ei, când o să vii să filmezi, fiecare își prezintă calul. Zilele următoare, dacă ăsta, facem cumva cu Stelica să ajungem pe la tine. Facem? Facem, dar să fie timp. No, bun. Să fie timp fain și el cu multe pe cap. Când să facem așa, tot soare, tot sâmbătă, tot duminică. Tu știi cum facem? Nu de mult e vorba, e vorba să fie timp fain, să nu fie fric și vânt. Doar ții minte că doar de la cofetăria lui domnul Costel... Și să nu uiți, să mai am cai, că acolo nu mai pot să țin eu la cai, să mai am și ce să filmez, Cristi. Înțeles. Dar în momentul ăsta, Dorin, nu ai cai deloc? Da, cum să... Nu. E, dar cum a venit ora trecută, domnul Dorin, de la cofetăria lui Costel? Direct la tine și am făcut prezentare. Noi ne-am adunat aici și un festin. Da. Lui Radu Tonea. Și atunci trebuie să-l tratăm ca atare, îndrepți camera acolo și Radu va mai spune cât e ceva despre cai. Sigur, aici da. N-am venit să mă filmez pe mine și pe tine să spui că acum noi. Și tu știi destul de mult despre cai. Mă, eu am o părere foarte bună. Și de caii tăi și de faptul că ți-ai dat păsuri. No. Îmi plac mult, ai cai buni, mulți, de calitate. Crisi, nu uită tu la cât ți-i 2-3 frumoși sau ți-i 7, 8, 10, 15 minunat. Intrudă-i hey, mult! Hei, Liliana! Aia ți-o dragă tare! Nu-i dragă, dar nu e melodon. Salut, salut! Ai dat pe ea, bă, 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 să fac peșcherea plină. Să te pui mașină, să bagi mâna la jet. Dar te duc eu și dacă nu faci mâna la jet. Atâtea camere câte așa. Și pe mine mă gândesc ce? Dacă cum ce mă lasă funie. Hey.
Nu e nici aia, nici aia. Dorin! Dorin, când vin într-o delegație cu mine? Cu tine nu mă pot reduce, că tu ești haiduc, castelică. No, să vedem atunci, să vedeți cum căscăm amândoi, că nu mai putem de oboseală. Rău, eu cu tine mă Cristi, mă. Nu ai timp să te duci. Păi îți faci și tu un pic... Nu ai de curăța la cai și de dat apă și mâncare. Da, îți faci un pic de timp, domnul Dorin. Dacă vine Felică și Așa. Dorin! Acum mai faci o mică prezentare. Bun, mulțumesc. Eu dau ție înapoi banii din pozitivul de cumpărat. Faceți pariu? Așa. Oricum, și la expoziție când o cumpăra Radu pe tata la caie și de la mine. Da. O dat 30.000 de euro pe el, pe cal, acum 21 de ani. Așa. Radule. 2012 a fost atunci, bă, 2010. Nu-i 20 de ani, cât e? Păi cât e? Îs 12 ani, 13 ani. 12-13 ani. Bani mulți au fost atunci. Dar și ca și eu l-am plătit, n-are rost să vorbim, dar pe Radu a fost mondial. Radu când l-a văzut, ca și cum... Vezi pe retină ăsta, ca și cum mi-ai țăpat timp cu ea lăpără la gără. Nu mai mărți lângă calul ăla. Nu. Crede-mă. Exact așa m-au hipnotizat. Eu nu-s pe mine cu ea pe aia ce-o vine vineri la tâlă la jilă. Aia sura? Sura, da. Serios. Faină sura. Faină. Să aibă noroc de aia băieții la Bucovina, că fost bărbat să o cumpere. Ai dat-o la Bucovina? O luat-o băieții. Ai dat-o la Bucovina? Da, da. Nu. Fie cu noroc. Nu se putea să rămâie la mine așa, așa bijuterie. N-are cum. Popanii. E, geale rața. Nu mai trebuie rață. Cum? Nu mai trebuie rață. Nu trebuie, cum să nu? Păi ca rața pe varză nu există mâncare mai bună. Dar și rață de curte, nu avem, de aia... Avem varză călită cu... Sau de aia, de, aia e mai bună aia ce zboară sus, ce mere popanii, papă. Sălbatice. Rață sălbatice. Când a luat iertele de la Blaga, mi-a dat un briciag original. A? Atunci... Îți fac cadou brici acum? Am văzut, nu, dar pe ăla e, ca și domnul Blaga, nu poți să faci tu cadouri. Vei mânta briciagul la geale, rața, popanii, scrie pe el. Dar nu poți să știi. Pe el, original, de acolo. Dar nu poți să știi.
Fii atent, e la Martalu nea Costel. Numai Alin are acum iepe ce am luat de la Ionut sura din târg, acum numai Alin blaga mai are iepe. Are păreche așa? Exact. Ia, domnul Dorin. Să-ți fie Dumnezeu sănătos să le poate griji pe tata lumea. Uite ce cadou îți fac eu, Dorin. Și salutăm pe tatăsul și pe Alin Blaga să mai învândă 5 cai de aia cum ne-a dat atunci. Dorin. Da. Fain. Îți place? Îmi place. Ia. Păi tu știi ce înseamnă ăsta? Nu. Ăsta e peștișorul de aur. 60 de ani are vechimea ăla. Ai. Păi îți dai seama, pe Costa te descurci, bă, frate, bă. Un pic de slănină când... Zice-mi, domn Costel. Trebuie ascuțit un pic. N-are nimic, că l-avem pe domnul. Uite. Zice-mi, domn Costel. Ah. Am văzut că cadourile nu se refuză, știi, dar ăsta chiar nu mă reprezintă. Că se joacă fătuțele cu ele și se taie. No, îți place briceagul meu, Dorin? Am crezut că caiul Radu, de caiul Radu mă trebuie. Ia îndreaptă către calul ăla un picuț. Către suru? Da. No, cai din aia ce vezi tu pe primul ăsta, Radule, ăsta unge la suflet mulți oameni în lumea asta. Nu contează că are 16 ani calul, să aibă 25 de ani. Dar e cal pe placul la multă lume. E un cal complet. Un cal plăcut, un cal cu... Ce trebuie. Eu l-aș lua și acum de la Radu, așa nu mă interesează că are 16 ani. Dar ăsta, o zis că n-am elodo. Știi ce înseamnă, nu? N-am elodo, nu știi, Radu? Nu. Întreabă-l pe Selica. Păi tu nu știi nici țigăneaște, nici românește, nici ungurești, nimic nu știi, Cristi. Învăț de la voi. Nu-i de vânzare, n-ai molodon, nu-l vinde. Am înțeles. Ia, savurezi cu paharul ăsta de suc. Așa. E bine că suntem aici la masă, îi mulțumim la Radu că ne-a invitat. Așa. Numai oameni între oameni, prieteni, de-a noștri, buni. E, dar ce-ai zis? Bine să fii sănătos. Sănătos. Să aibă domnul de care, Radu. Și voi sănătate. Să te Dumnezeu noroc să poți să-i vinzi. Corect. Și voi sănătate. Ce-ai vrut să zici, Selica? Da, să nu mai vii cu prețul ăsta piperat. Nu vreau să zic nimic, nu am ce să zic. Nu, cu pantalonii, ce-ai vrut să zici? Mă, orice lucru bun e scumă. Fie care și-a pe orice fel de marte de pantaloni și de bani, care ce-are. Orice lucru rău e scump. Rugămintea la voi să nu mai piperați prețurile. Tare. Cumpărați și mie din carafă de la tine. Da, scumpule, cum nu? Mare, domn. Mulțumesc. Așa, deci, nu ai de zis nimic, Astelica? Păi ce să mai ai, domnule, dacă când vezi aici în mijlocul mesei? Nu mai are cuvinte. Radu Coledila, ai napaci pe acasă. No, în cazul care acuzăm dureri, una, două, să administrăm Colebil sau ce lui, să nu rămânem. Vă dă are glumexinul, vă lasă să muriți. No, salvarea de face cum în Cluj. Eu îți promisim. Direct în venă. Un mililitru de bucată 0,5. Am și să ne-i mici. Deci ce vă zic eu, băieți, să fim sănătoși și exact, când a fi mai rău să fie ca acum. Să ne întâlnim mulți ani în formula asta, cum ne-am întâlnit și acum 20 de ani. Tot în formula asta. Corect. Doar că Stelică nu avea un pic de burtică și era pe coadra. Hai, mă, în picioare călare, în picioare. Dar de ce am una burtică, mă? Un pic, hai, lasă, că mu. Ai tricotii, mă. Da, dar el când tot, stat în pădure a făcut un bine cocor și avea o problemă, știi? Nu. Stelică, ce s-a întâmplat cu haine? S-a vindecat? Ia, dar e n-ai putut peri când ai fost mic. Șoimu te-a făcut să ai cai. M-a făcut. Nu ți-a fost bun de la mine, l-ai luat de la și să știu de-a cai. În orice caz, spune, n-ai luat un cal de la mine. Aici ai învățat tu abecedarul ăla tău. A, B, C. Cam de aici am poporit. Am o mădorine să stabilim un lucru. Cal frumos ai luat. Nu m-am pic să-ți stabilim un lucru. Până să apară filmările lui Cristinel. Nu m-a apărut nimeni. Clujul, la nivel de țara noastră, l-a reprezentat Blenda Dorin. Până să apară Cristinel. Până nu erau filmele lui Cristinel, nu știa nimeni de Stelică și de Radu și de Costel. Tu ai fost omul care a fost în Craiova, în Constanța, în Sibiu, pe stătăt. Acum mă pierdine, nu? Nu, te pierdine. Ai reprezentat cu cinste județul nostru. De când au apărut, am apărut și noi ca ciupercile, domnule. Au apărut un Stelic, au apărut un Costel, au apărut... Amă, ei au fost mai nou, totuși pângătini, au fost și ei s-au dus, știi? Dar mă, eu tătătă mi-am rupt hainele de pe mine, știi, pe filmări la el. Am făcut și eu ce am putut, că dacă mai mult nu s-au putut, atât am făcut. Bravo. Știi cum zic?
Dacă nu au nimic firme și telefoane, tu ai fost ce ai fost, trebuie să recunoaștem, n-am nici nimic cu nimic fără la altă. Am picat tare, a? Acum tinerețea mi s-a dus cu ani, îți băgăm piesa de la Gheță Munteanu, da. Și atât ai tot. Da, dar uite, am curaj să mă plâng cu tinerețea ta, să văd. Eu știu că ai, eu știu că ai. În orice caz, te ligă zic ceva, de s-a trezut bătrânii aia care au fost negustori din vița lor de acolo de alea, să vadă filmările și nebunile astea ce le fac pe internet și tăți negustorii ăștia care au apărut ca ciupercile după ploaie. Ascultați-vă, spune Blender ca nebunul, ăia ar muri iar pe loc în fața voastră, dacă ar vedea ce pot scoate din gură negustorii ăștia care au apărut acum, ca ciupercile după ploaie, știi? Negustorii de carton. Au cumpărat un caldo, s-au făcut negustori, frate, ca și zidarii. Au mers două zile cu tine, s-au făcut patru. Nu ai văzut, așa și ăștia la și pe povești de alea, de alea, de alea. Mă, Dorin a fost negustor de la 5-7 ani. A fost. El merea cu porumbei în piață. Învățat negustorie cu valori mici? Hai să vorbim pe rând, că nu se mai înțelege în filmare. Învățat negustorie cu valori mici? Da, sigur. Dat un iepure, mi-ai dat doi porumbei. El a fost copil sărac, mă. Da, eu mă mai zic ceva, vedeți că pe filmarea asta cred că intrăm la TVA. Ce TVA? Intră la TVA la naiba. Păi da, bun, ai vândut purcelul, ai vândut cățelul, trebuie să plătești ceva, frate, că trebuie și hoțul să trăiască. Dar n-ai vândut, Dorin, că tu ai făcut un troc. Dorin, tu n-ai dat pe bani, tu ai făcut un troc. Și ce vă spun, bă, să avem o menie și să meargă cu fruntea sus pe unde umblăm. Da, și dacă îți cumperi un cal și n-ai bani la tine, nu contează cât ești cum calul ăla, numai atâta să-ți margă vestea ta că ești om. Și ești bărbat, dar exact, nu mai e vorba de bani. Și apoi domnul Dorin. Nu mai se discută de bani. Și apoi domnul Dorin, Stelica cum e? Stelica, da, am zis ca ceva. Ca să fie treaba asta. Păi da, el primul calul l-a cumpărat la mine, nu a avut bani, mă suna de la mare. El era pe plajă și zice, dăm adresa. Ce adresă să-ți dau, frate? Îi dau adresa, atât așteptam banii, că vine poștașul. Ce să mai vine poștașul, frate? O vine el după când a avut el vreme. Și oamenii cu bani nu ți-o dau niciodată. Deci dacă vrei să dai un cal pe datorie, dă-l la un om. Urât în orice caz, în urât. Care l-a cumpărat și l-a plătit, să le fie rușine, dar Dumnezeu nu-i ajută. Să bucure ei de momentul când o lua de la unul cotea din țară, de la mine, de la altul, nu dau cu nume. Dar urât cine cumpără pe bărbăție și pomenie și nu plătește și se trage pe cur. Așa să aibă noroc toată viața lui, cum o cumpărat și cum l-a plătit. Nu, blăstă-mă. Ba da, dă-le pasie. Îți muși și de la mine și de la și de la tău. Nu e așa, nu e așa. Dacă aici ai pierdut Dumnezeu, îți da din păcate. Nu, dar trebuie să cumperi, să nu plătești. Ce înseamnă aia, Radule? E frumos? Nu, pot eu. Hai că eu cam zic, nu mai dau banii niciodată. Nu cred eu asta, da. Păi nu crezi de mine, dar de alții. Păi ce? Dar de alții nu cred. Domnul Dorin, aici e vorba de bărbat vorbind. Da. Aia care a zis, aia cine o luat cal, cine o cumpărat cal, pomenie pe bărbăție de moment vorbesc și nu a plătit, ăla nu merge departe, că cum o zice cineva, fie roata și patrată, tot se întoarce ea odată. Nu ai haznă după ce iei și nu plătești. Ascultă-mă ce spune Dorin. Niciodată. Să-ți spun eu, te bucuri pe moment, dar în timp o să-ți dai seama și o să-ți dai seama, mulți o să-ți dai seama, înțelegi? Că nu-i bine ce-o făcut. Mulțumesc. N-are rost să vorbim. Ce să povestim acum? Nu știu, păi cum ce-am, vrei să iei emblema de la mine, o iei emblema, tu ai puteri. Ce emblemă, mă? Ai puteri să iei tu emblema, păi să-ți o pui emblema, nu că n-am puteri. Să-ți o pui la grumastă emblema, ci să zici că i-am eu, așa? Faci? Stelica, acum dacă te ținem, dai, dacă nu, că nu mă supăr. Eu sunt maleabil, știi? Așa maleabil ca mine, nu că se voi. Eu mă doi după fiecare creangă. Eu zic să mai așteptăm să mai beați un chic, să vinem. Mă, fii atent cum e treaba, târgul ce-l facem pe bani și pe mâine pe-i dau și apa aia, îți dau și apa aia. Nu, că eu ți-am zis de la început că numai parodeală fac cu tine. Parodeală? Da. Păi nu mai ai pantaloni scurt, că atunci nu-i dau jos de tăt. De aia jos pantaloni. Bine! Păi tu dacă vrei să faci parodeală, nu mă lași în pantaloni scurt, că tu mă lași exact în jip. Bine! Auzi, îți pare bine, că n-ai rămas cu ciocanelul gol. Ia. Au, mă, că nu mă lasă niciun pantalon scurt, nu mă lasă în jlip, să nu mai pomere pe stradă. Dorine, tu cu ții inima ta. Am să-mi încălzit, pot umbla. Hai, duc mai făcut, Dorine. O veni primăvara acum. Ce faină călduri afară. Hai, duc mai făcut, dar la jlip nu mă pot lăsa în viața. Știu, am multe ajuns, ce te fac? Vorbești ușor cât să plin sacul. Ia, hai, duc mai făcut, dar în slim nu mă lași. Și în șlapt. Mai bine mi-i tai eu. Cine a fost cel mai fericit
om când l-ai luat pe soi? Mă, 4 zile atunci cu expoziția. Păi nu mai am, dar cărți de vizită. Auzi, auzi, Stelică, și când întâlnești o fată, în momentul când te-ai înțelegi sau... Știu eu. Înțelegi? Mă, dar când a venit duminică ziua și am zis, hai că trebuie să-l duc. Păi unde să-l duci? M-am îngăptit căcerul pe mine, mă. Eu graj, nu nimica, nu părinții mei, plumpilor în Cluj, eu calul deață, proprietar. Păi nu mai te puteai suci, că te suci, te suia tău. Era deață și duce. Dumnezeule, Doamne, ne-am luat cap. Da, băie, dar ți-am dat aripi atunci. Ne-ai dat aripi. Da, dacă aveam un câine, ce făceai cu el? Îl abandonam. Dacă aveam un câine, îl dăneam la cineva cadou. Dar totuși o fă bărbat, fii atent aici, să iei un cal atâta de scump în vremea acum 12, 13, 15 ani. Domnul Michel, te moars, mă. Și să stai pe stradă cu el și să-l plătești omenia lui cinstea lui. Felică, ai fost bărbat, ai fost ceva. S-am dat adresa, n-ai trimis banii, dar ai trimis. La mine îți spun mai ieftin, l-ai luat tu mai scump. No. La mine n-ai avut încredere că e bun abecedar. Radule, mai ieftin o fă de la Blenda, că o fă pe leasing? Dar eu nu ți-l dădeam. Eu nu știu! Eu nu știu! Eu nu știu cum a fost atunci. Și-am iei oricare din graj, iei tăzi și du-i acasă. Dar nu mai este voi, că acum iau cu banii jos dacă îmi place. Bravo. N-ai putea să mai iei vă 4 bucăți pe leasing. Nu iau, Dorine, nu iau țucuți inima ta, eu nu sunt bancă de caritate, nici nu te pot eu debloca. Ai minte, trebuie să te deblochezi singur. Dar ai simțit că-s blocat un pic? Păi ești un pic, ești un pic blocat, ești constrâns de pășune, nu de bani. De pășune acum, de pășune, de conjunctură, conjunctura te blochează, nu bani. Că bani sunt la tine. Conjuntura, conjuntura. Da, s-a jucat Dumnezeu și ce faci tu mare. Bravo. Da, mă, Petra vine cu ceva face. No, bine. Dar uitați cine e gazdă, frate, o strâns ouăle. Păi da. Dar zici că e emblema, tu faci, pui emblema, pui emblema la gând, la punct. Ei, îți dau și emblema și îți dau și emblema în devenire. Cum, ce ai zis că dai? Nu am suflet la ureti, că nu merg. Eu știu. Ala, mic e emblema în devenire. Emblemă în devenire. În orice caz, Stelică, acum ai adus miezul în România. Acum! În de calde, exact cum fac ăștia pe la Snagov. Păi de-alea numai Sergei Mizil și cu ăștia fac ceva ce blend acum în ea. În de calde. Hai și mănâncă. Ce vrei să bei? Acum trebuie să-l chemăm pe ăla care face fiță cu adiță. Să ne filmează pe mine și pe Blenda. Cu ce? Cu ifose, cu povești, cu treburi. Bă, dar stai că aduce scaun. Radu, mulțumim tare frumos de ospitalitate, de prezentarea, de prezentarea cailor. Ne-am simțit foarte bine la dumneavoastră. Ce trebuie să schimbi ăla, banda? Ce banda? Să nu pui asta cu mulțumesc. Tot pe banda aia. Dar pe ce banda? Cu dansul. Am alea amestecat. Dansul pinguinului lui. Da. Păi nu? Mulțumim tare frumos. Mult drag. Ne-am simțit foarte bine la dumneavoastră. Minunat. Și eu cu voi și vă mulțumesc că ați venit. Mulțumim, Raducule. Toți. Să aveți multă sănătate și bucătarii să trăiască la mulți ani. Mulțumesc, domnul Marius, că s-a ocupat de noi și eu am zis, clar, eu am o cuvie asta. Nu, mai ales proguriță. Și la domnul Dorin, că cu prezența lui e extraordinar. Așa? Ne-a distrat și ne-a simțit bine. Păi, viața e scurtă, băieți, nu știu. Gustul lui, tatăl Dorin. Știi ce a nostru? Ce avem în mână astăzi și în brațe? Restul, mâine nu știu dacă mai a nostru, Radule. Așa e viața asta, nu? E a noastră, la noastră. Cum? Tu astăzi ai îmbrățișat-o mie. Sănătate. Sănătate să fie și virtute, să avem ce sănătate la toți. Să avem sănătate. Numai bucurii. Și mulțumim, Cuscre. Să ne succes la Radu, succes să vândă cai. Să ne cu ceară aici, hai. Răducule, răducule. Ridică din picioare, mă dea lui când ai noroc. Izua, da? Nu, Izua, nu, da. Cuscre. Sănătate. Să cântă la mulțani. Nu da nimic, iară. La mulțani, cu sănătate. La mine nu vezi să lasă în pare. Eu nu-s de la.